Recunosc, de foarte mult timp aflasem despre Viorel Ilișoi, citisem diverse materiale apărute prin presă, însă îmi puneam sincer dubii dacă acest om există cu adevărat. Părea prea bun, prea ca la țară. Și iată-l astăzi, în colțul roșu, la masa rotundă, pe Viorel Ilișoi, cu mare bucurie, alături de noi la Avere Podcast, episodul 6. Bun venit, Viorel! Bine te-am găsit! 6, număr cu noroc! Cum te simți în pandemie? Ce a însemnat nebunia asta pentru tine? Și ai fost, recunosc, destul de productiv pentru că a apărut cartea, Strălucitor. Îți mărturisesc că aseară și azi de dimineață am citit pe Fast Forward necunoscutul Mihai Codreanu și cele mai frumoase reportaje și când am trecut de-al 19-a reportaj aici, zic, îmi las o bucurie pentru weekend și atac Strălucitorul atunci. Știi de ce? Pentru că am avut sentimentul când am terminat cartea că am pierdut ceva și aici am zis că voi spația cumva lectura ca să mă bucur cât mai mult de ea și să nu mai trec așa super repede. Ce a însemnat pandemia pentru tine, Viorel? Aș zice cu o vorbă filozofică, viață și acordeoane. Pentru mine pandemia a fost nu de la chinezi, de la Dumnezeu. E bine, vorbind de egoist așa, ce-ți doresc eu, ție, scriitorule, să stai la masă și să scrii. Căpătasem cumva gustul a terenului, a mașinii, a plimbărilor și cam frecam menta. Cam pierdeam timpul, frecam în schimbător. Pandemia m-a readus la masa de lucru și m-am ocupat, fiindcă tot ziceai că ai citit niște materiale, m-am ocupat cu rezistența materialelor, adică să scriu materiale cât mai bune, mai durabile. M-a ajutat, m-a ținut închis și am scris, uite, am scos și o carte, am început-o multe din ele erau scrise din textele alea, dar toate sunt rescrise pentru carte. Practic, cartea este scrisă în pandemie și nici n-am apucat să o lansez bine, tot din cauza pandemiei. Conviețuim literar cu ea. Cum ai simțit trecerea asta pe undeva blocajul, că n-am mai putut să mai facem evenimente cu prezență fizică și atunci ne-am concentrat pe promovarea în online. Cum ai simțit asta în carte? Nici asta nu a fost un șoc pentru mine, că eram învățat cu online-ul dinainte, făcusem și cursuri și conferințe online și fel de întâlniri. Mi-a fost ușor să trec strada de la formatul fizic la formatul online. Dar am apucat să fac una, două, trei, patru lansări, dintre care una cu un cititor. Cum te-ai simțit atunci? Am citit despre asta. Minunat! Dacă ai un cititor, ai totul. Ce ar însemna un scriitor să nu aibă niciun cititor? Te-ai gândit vreodată să investești atât de mult într-o carte și practic... M-am gândit și e o discuție veche că poți face artă în afara consumatorului ei. Dacă scrii o carte și nu o citește nimeni, cartea aia nu există, scriitorul ăla nu există. Dacă nu o citește nimeni, scrie o și când ai pus punctul final, rupe-o imediat și aruncă. Ți-a venit vreodată... E ca și cum nu vede nimeni și gata, zici că tu ai făcut arpă. Ai avut vreodată impulsul să rupi ceea ce ai scris? Poezie sau proză? Când s-a întâmplat asta? La 40 de ani am ars tot. De ce? De unde pornirea? Eram nemulțumit de ce am scris. Călcam așa pe două cărări între jurnalism și literatură. Nu mi-a plăcut. În mult timp jurnalismul m-a ținut pe loc, că trebuia să scriu zilnic sau aproape zilnic la ziar sau oricum îmi mâncam destul de mult timp și nu aveam timp să scriu prostiile mele. Ce aveai în cap să faci și ce ți se... Literatură, ficțiune, roman. Și nu aveam timp de așa ceva. Gazetăria nu e ceva ce faci în timpul liber sau când te plictisești. E un balaur, te închide cu totul. Te ia de dimineață și te scui pe seara. Întreg sau mai puțin întreg sau... Și n-am avut timp.
altă parte, partea bună a părții rele a fost că, lucrând atâția ani în presă, mi-am făcut mâna într-un anume fel. Mulți ar spune că scrisul la gazetă strică mâna de scriitor. Și chiar știu pe Bănulescu, care lucra, era reporter la evenimentul zilei și a plecat de la ziar, s-a angajat paznic la o macara într-un șantier, stătea într-o gheretă acolo și a scris acel superb roman, Cei șapte magnifici ai orașului București. Nu scapă... Nu pot să te ajut în niciun fel. Dani, poți tu căuta să vedem titlul magnifici, exact? Magnifici, fantastici. Romanul lui Daniel Bănulescu. Okay. El spunea că scrisul strică mâna. Poate să ți-l strice dacă îl raportezi la un alt stil, dar dacă adopți acel stil, ți-l însușești, ți-l asumi. Și eu am problemă când pronunț însușești. Cei șapte regi ai orașului București. Da, am o problemă cu însușirile. Sunt omul fără însușiri, ca să rămânem la titlul de cărți. Viorel, ce înseamnă lucrul la ziar, gazetăria, trecerea de la articolele super muncite, plecat pe teren, să sap efectiv, de multe ori te transfigurezi, intri într-un personaj care e diametral opus de viața ta, pentru că ai făcut asta, cât timp am citit cele mai frumoase reportaje, ai fost controlor RATB, ai stat cu gunoierii, ai muncit, exact, și ai aranjat tot timpul chestiunile acestea, ți-a fost teamă de multe ori să nu fii desconspirat pentru că unii își dădeau seama că nu faci parte din lumea respectivă și își puneau semne de întrebare, te-ai dus la tot felul de spitale, îmi rămâne în minte imaginea cu îngerii chilugi de la oncologie, cu copiii, la obezi. La fel la Institutul Parhon, la profesorul Dumitrache, unde la fel ai făcut un experiment timp de o săptămână, practic te-ai internat acolo. Cred că a fost două săptămâni. Ce înseamnă trecerea de la reportajul muncit cu idee asta, a merge pe teren să culegi totul și apoi construcția textului cu presa din ziua de azi, care de multe ori merge pe ideea, ok, dăm știrea cât mai repede, să fim primii, un titlu bombastic pe principiu clickbait, ca să atragă, să dea lumea click, și practic nu mai avem o presă de calitate și avem o presă așa la cantitate, la kilogram, afișorile contează foarte mult, se bat cu pumnii în top, care este cel mai accesat site de știri, și se pierd multe dintre principiile deontologice și ce înseamnă meseria aceasta. Cum ai simțit tu toată tranziția? Văzută de sus, presa nu e întreagă de luat la kilogram. Este și o zonă foarte bună a presei. Din păcate, nu mai e presa instituțională cu redacții mari. S-a retras presa în grupuri mici, în ONG-uri, fel de grupări, cum am eu grupul Reporterilor Independenți, sau cum e Recorder, sau cum e fel de reviste, nu mai sunt marile redacții. Redacțiile, într-adevăr, fug după clicuri. E o epocă a superficialității și în presă și în viața noastră, parcă nu mai avem timp să citim mai mult, vrem să consumăm totul dintr-un click, într-o secundă. Și genul ăsta de presă mă dezamăgește, mă întristează. Mă întristează nu pentru că nu mai e acea presă pe care o am făcut-o eu în ultima perioadă, fiindcă în prima perioadă din presă, când nu exista internetul, ceva similar se întâmpla și atunci. Uh-huh. Dar se întâmpla în alt ritm. Și atunci cu știri scurte, titluri senzaționale, găina care a fătat pui vii, croitorul călcat de trei ori de tramvai pe același picior, sunt titluri clasice în ficțiunea presei noastre. Și atunci se întâmpla același lucru, însă nu avea aceeași capacitate de diseminare ca acum. Și parcă atunci să citești prostioara aia, totuși trebuia să te duci să cumperi un ziar, să-l desfaci, să stai cu el întins în tramvai. Era un ritual și un soi de comunicare obiectuală.
între tine și aveai un obiect în față pe care îl manipulai, îl deschideai, îl miroseai, simțeai tușul, vedeai o caricatură de a lui Ion Barbu acolo, o semnătură de om. Era mai umanizată, mai umană presa și îți consuma un oarecare timp. Și nu era un timp gol, steril, era un timp încărcat de informații, un timp emoțional. Uh-huh. Oamenii stăteau cu ziarele în față la cafenea, comentau, citeau. Deci, erau cam la fel. Deci, în esență, se întâmpla același lucru și atunci și acum. Acum a fost o evoluție în sus spre rău, adică de la fund, de la substanță, spre suprafață, spre superficialitate. Mm. De unde atracția ta pentru reportaj, pentru genul acesta de jurnalism? Din deprinderea mea, din plăcerea mea de a scrie. Înainte de a începe să scriu la ziar. De la ce vârstă ai început să scrii? Mai ții minte? Să scriu primele litere am început pe la vreo 5 ani. Așa, ok. Am o poveste senzațional cu forța. Hai. Nu pot să o spun în public. E licențioasă. Ok. Să știi că aici nu avem baraj de limbaj cu expresii și toate cele. Are un singur cuvânt, dar ăla poate să fie tot. Am înțeles. Ok. Și mai... un cuvânt simplu din 4 litere pe care îl învățau copiii când mergeau la WC-ul, la școală. Era scris pe toți pereții. Ok. Cred că încă mai e scris prin băi și toate cele, dacă mai există. Și așa am început să scriu acel cuvânt. Pe care, până am ajuns în clasa 1, am învățat și alte litere. Nu amintesc, nu știu, în clasa 5, a 6, scriam deja poezii, le aveam publicate la gazeta de perete la școală. Era un moment important când poezioara ta nenorocită cu cățelușul, cu păpădia, cu ce naiba o fi fost, era scrisă la mașină și pusă pe perete. Wow. Atât că era scrisă la mașină, cred că a fost emoția mai mare decât atunci când mi-am văzut primul articol tipărit. Înseamnă mai mult scrisul la mașină decât... Ai mai scris la mașină? Era o formă de consacrare. Ai scris vreodată la mașină sau și în prezent deții așa ceva? Pe mine mă fascinează mașinările. De pe la 20 de ani am scris numai la mașină de scris, până au apărut calculatoarele, după aia numai la calculator, de mână scriu numai pe teren, că nu pot să mă duc cu laptopul legat de gât ca pe țambal să scriu acolo. Uh-huh. Scriu în carnețel. Plus de asta că scrisul în carnet te și apropie de om. Când te vede cât să cănești la o mașină sau notezi pe telefon. Parcă se rupe undeva. Da, consider că nu-i dai atenție. Tu ești de capul tău acolo, așa, în carnetel mă trage cu ochiul, vezi, e ceva acolo. Scriu numai la computer. La mașina de scris, am avut o mașină de scris la țară cât am stat la Iași, la București am avut alta, o mașină micuță, pe care am donat-o, un Optima portabil, era un fel de laptop mecanic, așa, știi, fără ecran, foarte ușurică, o luam în tren, bine că nu scriam în tren, adică puteam să mă duc cu ea. Ce ar fi fost să scoți mașinuța și în tren și să îți... Dacă de gălăgia sunt trenurile noastre, țaca-țaca, se suprapuneau care mașina, care nu a cazul. Și mașina de scris am donat-o la o asociație din Iași, o asociație făcută de prietenul meu, Dan Lungu, scriitorul, a strâns fel de obiecte de la scriitor pe care le vinde și la licitație pe site și cu banii de acolo și face programele lui culturale. Și am văzut că au donat acolo și Ana Blandiana și... Wow, super! Cât consider partea cu scrisul că a fost muncă și cât a fost ceva, nu știu, dar divin, să zic, chiar dacă poate să pară un clișeu? Există o vorbă că e 1% inspirație, 99% transpirație. Muncă. În esență e adevărat, acum rămâne să stabilim proporția, nu știu dacă e doar 1%. Ai tras ceva din familie? Era cineva cu scrisul la tine? Nu, cred că sunt primul care a scris mai mult de 2 pagini în viața lui. Wow! Din familie. În schimb, mama era foarte înzestrată la povestit. Orice povestea, orice... Nimic era atrăgătoare în tot ce povestea. Avea și intonații frumoase și imaginație și avea un farmec aparte, indiferent ce povestea, stăteai cu gura cascată și ascultai aproape, pentru că de acolo am moștenit ceva. Tata scria, dar scria numai chestii de-astea contabilicești, registre, prostii, în rest nu. Și nici frații mei, din toți 12,
nu prea... Și ai ajuns acum la editura ta, la editura Gri, atunci când cineva plasează o comandă, să trimiți un e-mail cu factura și să spui această factură a fost emisă electronic, dar este ca și cum aș fi scris-o eu de mână și practic faci un fel de contabilitate, că suntem nevoiți să facem și asta, cum a făcut și tatăl tău, printre altele. Cum e cu editura, Viorel? Ce provocare a însemnat pentru tine asta? Nu-mi dau seama exact cum am ajuns la editura asta. Lucrurile, deci nu a fost un plan. Eu tot timpul am făcut cum mi-a venit. Okay. Știi că vorbeam acum, înainte de emisiune, dacă am emoții, și spuneam că am emoții dimineața când mă trezesc. De ce? Care zi, nu știi ce se întâmplă în ziua, nu știi ce faci, ce idei îți vin. Uite, totul este guvernat de nesiguranță în viață. Da, dar asta nu mă face pe mine să stau Salut. Într-o stare de continuă alertă. Uh-huh. Dar sunt pregătit, sufletește, că se poate întâmpla orice, bine sau rău. Sau rău. Uh-huh. Bine ar fi să fie bine, cum înțelept zice românul. Cum lucrurile au curs de la sine spre asta? Prin 2013 am înființat o asociație, uh-huh, se numește Grupul Reporterilor Independenți, GRI, de aici vine și GRI. Uh-huh. Încercam atunci, deja eram nemulțumit de presa care începuse atunci să se facă, în 2013, deci înseamnă destul de mult. Lucram la Jurnalul Național, care cândva investea foarte mult în reportaj, își permitea să cheltuiască sume uriașe, să trimită oameni cu mașini prin țară, să-ți dea câte o săptămână, două. Și deja de 2-3 ani nu se mai făceau delegații. Nu te din mai, ce cauză? Nu te, ce explicație ai avut? Nu mai erau bani. Și să scrii reportaj fără să te duci acolo unde se întâmplă lucrurile, e imposibil. Și practic intrasem, nu mai puteam să mai scriu reportaj. Atunci am înființat asociația asta cu gândul să strâng bani cumva, nu apăruse chestia cu 2% încă. Uh-huh. Vreau să instituționalizez cumva, să găsesc o soluție, să continui să scriu reportaj când nu se va mai putea. Și deja nu se mai putea. Ce mai scriam, făceam pe banii mei. Deci am un reportaj aici în carte, unul dintre cele mai frumoase. Care dintre ele? Cu primarul pe pământ și Alah în cer și, uh-huh, la mijloc un cartof. Uh-huh. Se cheamă, uh-huh, reportajul. Uh-huh. Un oraș de pe județul Constanța, Băneasa, un orașel, nu, Făurei. Băneasa se cheamă și ăsta Făurei era un cartier, uh-huh, de cel mic oraș. Acolo m-am dus pe banii mei. Am trecut Dunărea cu Bacu. Îți permiți să faci asta acum? Să faci un reportaj cap-coadă pe banii tăi? Unele da, altele nu. Câteodată da, câteodată nu. Câteodată am banii, câteodată nu. Dar atunci m-am dus, am făcut un efort pentru că era subiectul așa de frumos, că îți crăpa buza dacă nu îl făceai. Am făcut pe dracu în patru și m-am dus o jumătate de drum până nu știu unde m-a dus cineva cu mașina, după aia la ocazie, după aia a venit un prieten din Constanța cu mașina și m-a plimbat local pe acolo, m-am întors cu un camion, cu o barcă, destul de când îți propui ceva, se așează lucrurile. Da. Acum mi se întâmplă uneori să am bani să fac reportajul, mai vin 2% ăștia, mai vând o carte, aș avea să mă duc. Dar în ultimul timp nu am scris pentru că n-am putut să mă duc pe teren, se temeau oamenii că le aduc... COVID-ul la SARS-CoV-2-ul la pachet. Da, am două reportaje deja documentate și încă nu le-am scris pentru că documentarea nu e terminată. Viorel, ce s-a întâmplat la Jurnalul Național? Pentru că ai scris la un moment dat, a venit decizia de a renunța la tine, practic te-ai trezit concediat. Cum ai simțit acel moment? Concediat. Eu aveam un contract de colaborare cu ei, nu eram... Uh-huh. Angajat. Okay. Cred că asta îmi dădea și un soi de libertate pe care o aveam acolo. Niciodată nu mi s-a spus fă aia sau fă aia. Nu eram angajat cu Ivan, nu credeam să coteam. Fără nicio direcție politică sau ceva de genul? Nu se băga nimeni în politica ta editorială, ca să zic așa? La reportaj nu erau interese. Interesele erau la economic, la politic. Acolo se... Uh-huh. Era bătaia mare. La mine acolo, știi cum zic eu, cu babele, cine era interesat de babe și de fluturi sau ce scriam eu acolo. Nu era bătaie la reportaj, du-te și fă.
am avut norocul că au trecut pe acolo câțiva oameni care prețuiau reportajul și te lăsau. Du-te și vă iau, uite ce frumos era, o frumusețe așa ca poezia, nu folosea la nimic, nu aducea venituri, din potrivă, consuma. Când s-a renunțat, când a început să dea oameni afară, întâi, acolo erau mulți. La un moment dat, cred că erau vreo 300 de angajați, să-ți dai seama, era o întreprindere mare. Când a început să dea oameni afară, primii i-a dat pe fotografi. Erau 12 fotografi, dacă mi-aduc eu bine aminte, și toți foarte, foarte buni. Anual scoteau acel, se chema album de colecție, un album de fotografii de presă, în fiecare an se scotea, superb. Și i-a dat pe fotografi, de acum înainte, faceți-vă singuri pozele, ne s-a zis. După aia a dat pe autorii de reportaje afară, că erau niște elefanți într-o căsuță mică. Care consumau multe resurse. Consumau toată salata de acolo care se producea. Și încet, încet s-a renunțat la astea, au rămas niște trepăduri. Nu vreau să fie peorativ, au rămas niște ziariști care făceau treaba aceea de rutină la un ziar. Din când în când câte investigații și în rest știri luate de la agenții, din birourile de presă, care furnizează continuu un val de informații. Mă așteptam cumva și poate că nu și doream să mă dea afară. Eu nu aveam curajul să rup relația dintr-un soi de inerție? Nu, sau? Dintr-un soi de loialitate. M-ați primit aici, am stat atâția ani, a fost bine cât a fost bine, hai să stau și cât nu e bine, am scris și fără salariu și acum sunt în proces cu ei. Trebuie să... de proces din 2015. A început, au vreo 5.000 de euro. De primit pentru munca ta? Da, salarii neplătite. Sunt în proces cu ei. Și am stat și din fericire am fost dat afară. Cum sună asta? Dar mai spre sfârșit, adică înaintea mea, au mai fost dat câțiva reporteri, autori de reportaje pe mine. M-au ținut mai la urmă și ne-au zis, nenea Viorel, asta e, s-a terminat salata, mergi să caută libertatea în jungla presiei libere. Și ai găsit libertatea? Jungla presiei libere? De atunci nu m-am mai angajat niciodată. Șomer. Nu, șomerul ăsta nu se duce la stat să-ți iei ajutor de șomaj. N-ai făcut asta niciodată? Nu. Și nici nu vei face? Nu. Pentru că ai o ce? Din ce cauză? E acea rușine? Sau te simți bine așa cum ești acum? Ai sentimentul că ai fi un parazit pe undeva dacă ai sta la mila statului, să zic așa? Da, am sentimentul ăsta. Uh-huh. Atâta timp cât pot să fac eu un lucru, nu mă duc să cer ceva. Corect. De la stat. Nu m-am dus să-mi iau nici carnetul de revoluționar, deși am fost la Revoluție acolo, în prima linie, la Botoșani. Puteam să așa un magazin, un hectare. Viorel, și câți n-au fost care și-au și inventat prezența la... La mine scrie în ziar, a apărut a doua zi la Botoșani, scrie pe prima pagină că eu am fost acolo și am luat cuvântul. Și n-ai vrut niciodată să profiți de chestia asta? Nu. Și nici de șomaj. Șomajul ți se dă 6 luni sau nu știu când. Dar e rușinos să te duci acolo. Când știi că ai puterea să faci ceva? Poate, nu zic. Eu am trecut prin momente grele, grele în viață. Să stai, am dormit și prin gară, prin cimitir. Nu zic, dacă ajungeai într-un moment de ăsta de... Disperare. Disperare, te duci ca personajul lui Dostoevski, știi că ăla n-are rublă și te duci totuși și ceri, dă-mi o rublă, te duci la stat, dă-mi 6 luni ajutor, dar ajutor după ce se îndea, pentru că eu având un contract de colaborare, n-am plătit. Corect. N-aveam cum. Nici n-a intrat în calcul lucrul ăsta. Imediat când am plecat de acolo, am avut o bursă la Iași, o bursă de cercetare literară și am trăit un timp, cred că vreo 9 luni din asta. Între timp, cum îți spuneam, în 2013 am înființat asociația, grupul Reporterilor Independenți, care până acum vreo 3 ani de zile a existat doar pe hârtie și plăteam eu din buzunar 25 de lei pe lună să comisionul ăla să-mi țină banca contul activ. Contul activ, așa. Cont care stătea cu gura căscată lună de lună, așteptând de la mine acei 25 de lei în care nu se mai aduna E nimic. Pe plus acum contul? Acum da, e pe plus, adică e peste zero, dar plusul ăla poate fi mai mare sau mai mic. Nu e departe de plus pentru că de zero, pentru că am multe cheltuieli, multe nevoi care trebuie absolut
acoperite și 99% din banii din contul ăia sunt banii de pe cărți, de pe cartea mea, că nu am alte... Viorel, ce crezi că s-a întâmplat de suntem codașii Europei la consumul de carte? Școala. Școala. Eu cred că... E o părere de-a mea. Poate e greșit, dar are puțină poezie în ea. Uh-huh. Și de-aia țin la dânsa ca la tot ce conține poezie. Talentul de cititor îl ai ca și talentul de scriitor. Deci cumva trebuie să te naști cititor, să-ți placă lucrul ăsta. Dacă nu-ți place, poți să treci prin nu știu câte școli. Am un nepot, un inginer de drumuri și poduri, admirabil, îl și iubesc foarte mult, băiatul surorii mele, pe fratele lui mai mic l-am și botezat, amândoi sunt ingineri de drumuri și poduri, și au făcut școala tehnică cu brio, dar nu citesc altceva. Odată, de potul meu de ziua mea, hai să-mi fac un cadou și știi, bă, unchiul citește și mi-a dus o carte, că unchiul lui îi plac cărțile, mi-a dus o carte de Daniel Steele. Oh, ok, bună alegere. Tocmai pentru el n-a fost o alegere, pentru el era o carte. Când nu cunoști domeniul, pentru toate cartele sunt la fel. Exact. Adică dacă iei și descripția Moldaviei și aia al Sandra Brau sau a Sandrei Brau sau a cui o fi, pentru el e o carte. Ai citit cartea de Daniel Steele? Nu, dar de Sandra Brau am citit două. Biblioteca mea de acasă, știi că la un moment dat se făceau, în casă trebuia să ai o bibliotecă și ea urma să fie populată cu anumite cărți și cred că 90% din cărți erau cu Sandra Brown, dacă voiam să citești ceva. Și atunci din partea tatălui, fiind într-o familie de intelectuali, bunicul a fost profesor de franceză, iar mama tatălui a fost profesoară de limba română, avea o bibliotecă impresionantă. Și după ce s-au prăpădit, a rămas moștenire un apartament împărțit între tata și sora lui și o bibliotecă. Și atunci au adus din cărțile acelea și am văzut ce înseamnă cărți vechi de filozofie, cărți scrise în franceză, cărți ale autorilor consacrați români și pe undeva m-am luminat, bineînțeles că nu m-am înfruptat niciodată din Sandra Brown și încercam să-mi achiziționez singur cărțile, însă recunosc că nu prea am citit când eram... June. Cu asta revenim la începutul discuției noastre când spuneam domnule, o carte, că e de filozofie, că e Sandra Brown, dacă nu e citită și stă undeva într-un raft, valoarea ei e cu zero. Stă în amorție. Nu există. În absolut există. Da. E o valoare acolo, dar valoarea e stă în adormire. Până nu vii să pui mâna pe carte, nu trezești la viață cartea aia. O carte de Sandra Brown, o luăm așa ca etalon al scrisului comercial de joasă spețe, că există și scris comercial absolut onorabil, e totuși mai bună decât nimic. Prin anii 90 apărea la Iași o colecție foarte frumoasă la editura Institutului European, se chema Maestrii Literaturii Erotice. O colecție îngrijită de Luca Pizzo, Dumnezeu să-l ierte, marele nostru eseist, cel mai mare eseist român, o minte enciclopedică, un tip genial, că sunt și geniali ăștia, mai mici și mai mari, el era dintre ei mari. Și editura Institutului European era printre primile apărute după 90, private, sau nu știu în ce regim, private, că nu era de stat. Scotea cărți formidabile și cumpăram cam tot ce era pe acolo. La un moment dat se adunase destul de mult din colecția asta de literatură erotică, în care era și Guillaume Apollinaire și Alfred de Musset și scriitori importanți. Și începuse fiica mea să crească și să băga mâna prin bibliotecă și lua cărți. Și mai mult că începuse să se labisească și nu e momentul să citească acum cele 11.000 de verge al lui Guillaume Apollinaire. Și am strâns toate cărțile alea erotice, le-am pus într-o geantă uriașă, deci erotice, nu pornografice, ca să știe lumea care e diferența. Și le-am dus la fratele meu la Florești, la fratele meu mai mic, unde știam că nu se citește. Și că avea o bibliotecă nouă, făcuse o investiție, biblioteca mobilierul, știi? Și nu prea avea ce să pună în ea, avea acolo niște peștișori, niște
bibelouri. Bibelouri de astea. Și mileuri. Exact. Hai să duc niște cărți să-i populez omului, să-i înfrumusețez casa, să ne uităm nici de funcția asta estetică, vizuală. Absolut. A cărții. Uh-huh. Sunt înnebunit. Cotoare cu tot felul de... Da. Da, nu poți să pui ceva mai frumos pe perete decât cărți. Uh-huh. În Ciocoie vechi și noi al lui Filimon, clasicul roman care ne clinea la școală, scrie acolo cum boierii care nu aveau bani de cărți sau oricum nu interesau, plăteau pictori și le pictau. Wow. Și biblioteci pe perete. Așa. Și am dus cărțile alea la fratele meu. Peste vreo lună despre care știam clar că nu citește, că nu e interesat. El are alte pasiuni, ceea ce nu-l face un om mai puțin admirabil. Dar nu e din domeniul ăsta. Uh-huh. E din altă echipă. Când m-am dus acolo, surpriză, nu mai era nicio carte. Bă, unde mi-ai distrus? Că eu n-am dus-o acolo ca să... Am dus-o într-un fel de exil, colecția aia, cu gândul cândva să o recuperez. Ce s-a întâmplat? În blocul ăla nu citea nimeni, domnule. Erau niște muncitori care se duceau la fabrică, învârteau la cauciucuri acolo la fabrica aia de cauciuc, vineau înapoi acasă, mâncau, se culcau, iar la fabrică, odată, când și când, se mai duceau pe malul Prahovei și mă făceau un grătar. Cam asta era viața lor. Neluminată, netulburată de vreo carte, cumva, Doamne ferește. Dar cărțile alea erotice, cum au ajuns acolo, știi cum s-au dus? Au fost devorate. Au intrat ca alicele în pătrnichi. Și pe undeva m-am bucurat. Una, că n-am putut să le recuperez. Două, trei pe care le-am recuperat erau atât de uzate, semn că au fost citite cu insistență. Cu pasiune. Așa, da. De câte două, trei ori. Și m-am bucurat. Și atunci mi-am zis, domnule, o carte e bună dacă e citită. Bună, proastă, nu contează. Fiecare și carte și întâlnește cititorul ei. Și trăiește vieți pe măsură ce sunt citite. Noi îi dăm valoare. Uh-huh, exact. Borges spunea că nu există cărți fundamental proaste. În orice carte găsești ceva cât de cât. Și te poți regăsi, măcar puțin. În. Uh-huh. Borges dădea exemplu de niște cărți islandeze din Evul Mediu. Scrise în Islanda, niște saga, niște de multe proaste, dar spunea, uite, domnule, acolo este o informație grozavă, am găsit la pagina, nu știu care, știi, cu memoria lui prodigioasă, putea să reproducă și citate și pagini. Și... Deci eu cred că și Sandra Brown are loc cu ei, și Daniel Steele, și eu, chiar și tu, să zicem. Îți mulțumesc pentru apreciere. Toți autorii au locul lor pe lume în măsura în care au cititori. Uh-huh. Dacă produci steril lucru mâinii, al minții, al sufletului tău, nu ajunge la cititor care să-l dea valoare, ai un mănunchi de ceapă care stă pe tarabă și se strică și nu folosește dimănui. Da. Voiam să te întreb ceva și tot îmi stătea într-un cotlon al minții. Te-ai dedicat, practic, ai plonjat atât de adânc în reportajele tale, ai reușit să trăiești cumva și pe lângă ele? Nu înțeleg întrebarea. Nu, fii atent. Când faci un reportaj de două săptămâni, spre exemplu... A fost și de o lună. Și de mai mult? Mi se pare, atunci când am citit cel puțin, că te-ai contopit cu personajul respectiv și ai reușit să intri atât de bine în lucrurile acelea și te întreb, uite, în cartea asta, cele mai frumoase reportaje. Sunt 19 reportaje prinse cu totul aici, unele, multe dintre ele publicate. Citisem Îngerii Chiluși de la oncologie, citisem despre experimentul tău cu internarea de la Parhon. Ai momente în care poți să separi viața ta de personaj sau zici nu? Tot timpul Viorel Lirișoi va fi omul cu reportajul și viața ta e pe undeva contopită, împletită. De câte ori m-am dus să scriu reportaje de astea incognito și a trebuit să intru în pielea unui personaj, evident că eu jucam un rol. Dacă am stat printre țigani la cules mere o săptămână, n-am devenit ca ei. Eu îmi făceam foarte bine rolul acolo, uh-huh. Dar în ungherele mele ascunse eram reporterul care trebuia să stea cu ochii deschiși. Și un foarte fin observator. Asta face reporterul. Să fii atent la toate lucrurile și să ți le notezi. Cum le notai? Le notai după ce făceai experimentul, pur și simplu mental, sau îți luai notițe pe undeva, aveai unde să te retras, spre exemplu, la cules de mere, intrai în încăperea aceea jegoasă, da, cu
paturile infecte cu saltelele, găurite. Ce m-a deconspirat acolo, că nu sunt că aveam o carte. Ceea ce în mediul ăla era ca și cum ai fi venit cu o mitralieră la farmacie, știi? Era antagonic, nu semăna cu nimic. Nu se încadra. Da. Am o memorie foarte bună. Acolo nu puteam să notez pentru că te dădeai de gol. Uh-huh. Hai că citești, se mai poate întâmpla, dar să și scrii chiar se prindeau că nu-s de-al lor. La gunoieri nu rezista mai mult de o zi, la o zi, două se prindeau că nu-s de-al lor, că te cunoșteau după mâini, după... Că nu erau mâinile muncite, murdărite, clar. Și toate cele. Dar acolo nu notam, trebuia să țin minte nume de oameni, poveștile pe care le spuneau ei, ce vorbeau ei acolo, țineam minte totul. Numele au fost schimbate în persoană, în reportaj, le-ai păstrat fix așa cum erau. Fiind reportaje, tocmai măcar numele să fie un punct de legătură, de contact și de control între text și realitate. Fiind reportaje de dată recentă, cam toate personajele, dacă le găsești pe Facebook, le cauți pe Facebook, le găsești și vorbești cu ele. Ți-a scris cineva nemulțumit că a apărut într-un reportaj și că a fost pus poate într-o lumină, chiar dacă stilul tău este de a zugrăvi realitatea așa cum ai văzut-o tu, dar s-a întâmplat vreodată să spună cineva că, nu știu... Da, de foarte multe ori. Și cum ai reacționat? Dar aceste foarte multe ori au fost mai puține decât cele în care au fost de bine, știi? Eu sunt fire blând așa și în general... Nu că am evitat, dar nu mi-a plăcut să scriu reportaje de astea dure, vituperante, să iau pe ăla, să torn acid pe el. Dacă ai observat, scriu mai cald, așa îmi plac oamenii buni, situațiile frumoase, lucrurile astea, poveștile frumoase, unde nu le-am putut evita pentru că așa e viața, am intrat până la gât și în mizerie, în lăturile societății noastre, dar le-am cam evitat. Și atunci, scriind mai de bine, evident că am primit mai puține înjurături, dar am primit și inclusiv amenințări cu moartea și... Când s-a întâmplat procese. Asta? Păi, ultima, cred că a venit acum, vreo săptămână și n-am nicio legătură cu realitatea. Cineva... În ce context? Am scris un reportaj mai de mult la Buzău despre un preot care face lucruri extraordinare și acel preot are un frate nebun. Fratele nebun, nu știu, din invidie, nu pot să controlez, nu pot să-mi explic mecanismele gândirii lui. Probabil niște mecanisme lipsă. Uh-huh. Dar aia nu e gândire. Și mă amenință. O să mă duc la poliție să fac plângere. Oh. Că deja e a treia sau a patra oară când... Da, nu știu dacă are pe undeva... sens să ne pierdem energiile pe lucruri atât de negative. E periculos. Că, sigur că e periculos și trebuie să iei... Eu și geografic și telefonul exact. Mele la îndemână, vine acasă... Ai observat că sunt din ce în ce mai mult mediul ăsta... Omul e clar dezaxat, se vede după ce... Și încerc să-l protejez pe el, să nu facă vreo boacănă din care să nu-și mai poată reveni toată viața, să stea închis pe undeva, să... Ai văzut, sigur, fiind expus pe mediul social media, pe Facebook mai ales, cât de ușor e acum pentru anumiți oameni să atace, chiar dacă nu cunosc despre cine vorbesc, să amenințe, la fel cu o lejeritate de asta sub anonimat chipurile, mai intri prin secțiunea de comentarii la postări sau te mai abții? Nu prea am timp. Paradoxal, nu prea stau pe Facebook. Intru, postez și plec. M-am uitat, am postat ceva zilele trecute cu filmele franțuzești, 150 de comentarii. Nu stau să le citesc. Așa, dacă un tramvai, dacă aș mai merge cu tramvaiul sau în momentele de grație, când stai pe WC-ul și nu ai ce face altceva, mai răsfăiești un pic corespondența. În rest, chiar nu am timp. Și dacă aș avea timpul fizic la dispoziție, nu pot... emoțional, mental, nu reziști să stai, să te împarți. Cunosc oameni care pot face chestia. Sunt niște inși care au o armată de alți inși mici în cap, care fac fiecare diverse treburi. Eu nu mă pot împărți într-atâtea. Sunt cumva unii direcționali ca microfoanele la care vorbim noi acum și mă duc într-o singură direcție. Puțin pot să mă trag cu ochiul într-o parte sau alta. Și nu reziști. Pe ăsta să-l lauzi, cu ăla să te cerți, cu ăsta să-i mulțumești. E puizant. Uh-huh. Bă,
pur și simplu postez ce am de postat acolo. Am un mesaj, am o trăsnaie, o glumă, o carte, să promovez pe cineva. Las acolo și plec. Nu prea stau. Rare ori răspund la... Viorel, dintre toate reportajele pe care le-ai făcut, emoțional, care te-a impresionat? Care ți-a rămas pe cortex? Multe. Mi-e greu să aleg unul, pentru că când zic că m-a emoționat, emoția asta poate să fie de nu știu câte feluri. Poate să fie o emoție explozivă, frumoasă, hrănitoare, una să fie o emoție destructivă, cum a fost când am scris despre copiii bolnavi de cancer. Am făcut documentarea azi, mă rog, cât a durat vreo săptămână, documentarea, mă duceam zi de zi acolo și n-am putut să scriu. Am scris textul pe care l-am publicat în carte, l-am scris după un an jumate. N-am putut să scriu a doua zi, a treia zi, a cincea. Și trăgeau aia de gând, băi, ai fost acolo la spital, dă-ne articolul. Nu pot să-l scriu acum. Stai în salariu. Taie și salariu, nu pot. Nu-mi vine. Nu eram o mașină de scris la ziar. Mașină de scris în sensul de automat ăsta care scoate pe țeavă continuu texte. Preferam să scriu că nu-mi venea mie. Ce m-a impresionat pe mine atunci a fost că după ce ai făcut călătoria acolo în secție la Iobe, secția de copii, unde ai văzut toate acele cazuri, pare atât de trist să asociezi copii și cancer când te gândești. Știi? Pentru mine era, în primul rând, absurd. Eu exact. Cumva legam boala asta, cum se zice, boală cumplită, nu? Nu-mi place alăturarea de termen. Legam boala asta de o vârstă, de niște vicii, exact. De niște acolo, copii și de 3 luni și de... Care sunt nevinovați, care pornesc în viață. Nevinovați ar fi și aia mari. Da, bine zis, da. Bine zis. A fost un șoc pentru mine, m-am apropiat greu de subiectul ăsta, până la urmă nu am scris pentru că nu înțelegeam de ce se întâmplă lucrul ăsta. După un an jumate am înțeles că e de neînțeles. Am înțeles că nu trebuie de fapt să înțeleg nimic, n-ai ce, cum să înțelegi așa ceva. Practic, după un an jumate am acceptat cu resemnare că e un adevăr al vieții noastre, care se întâmplă așa. Și în momentul când m-am împăcat în mintea mea cu situația, am putut să scriu. Consider că ți-a făcut bine expunerea, acum când te gândești înapoi? Că ai văzut acele imagini, că ai văzut că se întâmplă? Ca ziarist am văzut fel de fel de orori. Dar din zona asta oncologiei la copii, spre exemplu, ți-a prins bine în viață faptul că totuși ai văzut? Pentru că, și de ce te întreb, mulți adulți, din păcate chiar și medici, care au altă specializare dincolo de oncologie, spun, nu mă interesează așa ceva, eu am copii mici acasă, nu vor să citească niște cărți care se duc în zona aceea, spre exemplu, Oscar și Tanti Roza lui Eric Emanuel Schmidt, nu vor să citească materiale de așa ceva și întorc pe undeva spatele. Am văzut asta întâmplându-se și la foarte mulți adulți. Eu consider că, din contră, chiar și pentru copii, cu atât mai mult pentru adulți, ar trebui să sensibilizăm aici pentru că lucrurile există. Dacă noi ne întoarcem spatele, nu înseamnă că gata, nu se mai întâmplă nimic. Da. Este un univers teribil de trist, dar dacă ne deschidem și conștientizăm totul și avem informații și scăpăm și de stigma asta din societate, automat în mintea multora, când aud diagnosticul acesta de cancer, e o condamnare la moarte. Da. Pică extrem de greu. Nu trebuie să ne ducem la spital, printre... acolo în infern, ca la muzeu să vedem ce se întâmplă. Tocmai asta e misiunea ziaristului. E, e soldatul care își pune ranița în spate și se duce în sub foc acolo și le spune celorlalți ce a văzut. Nu trebuie să mergem toți acolo. Ar fi absurd. Corect. Dar un ziarist bun poate să transfere emoția lui celorlalți. Fraților, nu vă duceți toți la oncologie să vedeți ce nenorocire acolo, vă spun eu cum e. Și e suficient ca să-i facă pe destui să înțeleagă același lucru, să-i facă pe oameni să fie empatici, să strângă fonduri, să ajute într-un fel, exact să fie spun. Mai înțelegători exact asta cu alții. Dacă ne aplecăm cumva, și foarte bine ai zis că nu, nici nu putem să dăm buluc în secțiile respective, că nu e normal să facem asta, dar cu cât știm mai multe lucruri,
Aflăm că există asociații care fac o mulțime de investiții în zona aceasta. Dorește Viață, care face spitalul nou pentru copii, se fac registre de oncologie. Deci, spre exemplu, nu există o centralizare să știm și noi câte cazuri sunt exact la copii, ce tipuri de cancere, platforme de informare, însă slavă cerului apar din ce în ce mai mult și atunci ne putem cristaliza și ajutăm cu atât mai mult dezvoltarea acestor asociații și cred că e spre binele tuturor. Mai mult decât atâta, ne învață și pe noi ceea ce înseamnă empatia. Din păcate, cred că ai observat și tu în ceea ce ai făcut și în ceea ce faci, că ne cam lipsește empatia. Lipsește în general, lipsește și la medici, din păcate, și mulți sunt refractari. Este firesc ca noi să ne închidem, cum se zice acum cu un cuvânt care mie îmi displace total, să ne închidem în bula noastră, unde ne este bine. Da. Cât timp ne e bine în mediul pe care ne-l creăm noi, ne simțim protejați acolo, ne creăm o iluzie a binelui. Și ceea ce e o prostie. Refuzăm să vedem ce este dincolo de spațiul confortului nostru. Ziaristul e un tip obraznic care sparge bule și ducându-se acolo vine și îți spune și îți sparge bula și vezi că dincolo de linia confortului tău există și un mare, e un mare câștig. Uneori poți să-ți deschizi antenele empatiei, să empatizezi, alteori poți să afli și să nu rezonezi absolut deloc. Nu e garantat că dacă ai citit un text de ăsta, gata, ți-ai și asumat acea pur și simplu acea realitate, nu o lași să intre în tine. Dar au fost emoții la fel de mari, însă de altă natură, nu emoții dramatice sau chiar tragice cum a fost acolo. Emoția se cunoște un om deosebit. Am făcut cu un veteran al închisorilor comuniste la 100 și ceva de ani un interviu cu un țăran care și-a construit un aparat de radio în anii 60. E în carte acolo, un personaj fabulos și acum încă e radioamator și dă semnale către stația spațială SSI ăsta, Spația Spațială Internațională. Un om plecat dintr-un sat din Vaslui, fără curent electric. A primit semnalele înapoi de la stația spațială sau sunt unidirecționale? Stația le transmite și, și el le captează. Le recepționează. Intră pe frecvența cu Houston, we have a problem. Nu, cum ar fi ca un român? Nu stau la discuție, sunt niște semnale radio care se transmit între ei, între stație și radioamatorii din lume. Ar fi o listă uriașă în 30 de ani de meserie să stau să spun acum de câte ori am avut o emoție grozavă pe toată gama emoțiilor, de jos până sus, de la plânset până la extaz. Tot emoție e și aia. E o meserie frumoasă asta de autor de reportaje. Ce m-a impresionat la materialul cu Îngerii Chiluși de la Oncologie, că pe la final, când ai terminat documentarea și spui foarte bine că ai simțit nevoia să nu faci atunci, poate trebuia să se așeze ceva în tine, să treacă timpul, habar n-am. Dar ce m-a impresionat e că te-a conștientizat toată această expunere la o suferință teribilă și impulsul a fost să suni apropiații și să întrebi, băi, voi sunteți bine? Voi ce mai faceți? Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că o experiență de asta te umanizează. Exact. Niște legături întrerupte de mult sau ignorate, nu întrerupte, că n-am întrerupt legătura cu frații mei, dar sunam odată la 3 luni. Sau odată ne vedeam odată pe an, la ziua cuiva dintre noi. Sau când te duci și ai experiența asta a tragicului lângă tine, lucrul ăsta te umanizează și dintr-o dată devii mai bun, îți dai seama că nu le vorbești, îi sunt pe aia, sunteți bine, poate aveți și voi cancer, Doamne ferește. Rămâne sentimentul ăsta a la lung sau e doar atunci de moment și apoi se ține de natura, pierde? Ține de natura fiecăruia. Sunt oameni de care experiențele nu se lipesc. Vin așa ca un fulg de ăsta de plop primăvara, stau un pic pe umăr și următoarea pală de vânt le ia puful de pe ei. Eu sunt o fire, nu știu dacă știi, monstrul ăla din proza lui Kafka, Metamorfoza, era o mida aia uriașă și povestește, se spune acolo cum cei din familie aruncau cu fel de fel de obiecte în omida aia, cu mere, cu așa, rămâneau înfipte în carnea moale a omizii uriașe.
Eu sunt acea umidă kafkiană în care dacă arunci cu ceva, rămâne înfipt în carnea mea. Și sunt experiențe care mă urmăresc toată viața. Intră mai profund sau mai superficial, dar nu rămân neatins de practic lucrurile astea. Le acumulezi pe toate și le porți cu tine. Te-au șlefuit toate acestea. Obligatoriu. Mersul ăsta prin viață, când zici că ești șlefuit, gata, la 18, la 30, la 50 de ani, nu știi. Nici la sfârșitul vieții nu cred că ești. Continuu te formezi. Dacă te ții în bulă și nu te expui frecușului vieții, stai acolo într-o aparență de soliditate, dar care îți spune, se clatină la prima, la prima încercare. Eu am trecut prin multe, sunt prins încercat, nu zic că invincibil, dar ne ferește. Vine un... Vulnerabilitate, nu? Avem cu toții vulnerabilități. Toți, și nu ne le știm. Când ne întâlnim cu ele, n-apucăm să zicem hop și gata. Are legătură cu sentimentul de dimineață, cu emoțiile și vulnerabilitatea aceasta? Am o bucurie învățată de la un bătrân de 90 de ani care nu mai aștepta nimic de la viață. Eu mă miram de ce nu se sinucide. Dom'le, un om care după mintea mea n-a făcut nimic în viață, mă rog, ce fac oamenii simpli la țară? A făcut un copil, doi, după aia toată viața la mâncare, la găini, n-a făcut altceva. Și la 90 de ani mi-închipuiam că nu mai poate de plictis, de... Nu, mi-a spus, e o bucurie imensă să mă scol dimineața și să văd soarele după deal. Wow! Și nu știu cât e de înțeleaptă vorba asta, dar în mine a intrat mai mult privirea pe care o avea femeia când mi-a zis lucrul ăsta. Deci s-a uitat într-un fel, nu știu cum, la mine și mi-a spus că e fericită că se scoală dimineața și vede soarele după deal. Acea privire a intrat în mine și s-a dus până în fundul sufletului. Și țin minte acea trăire. Nu mi-am dat seama, am avut așa un fel de o trăire puternică la nivel de revelație. Un om se poate bucura atât de mult că trăiește. Asta am învățat. Oare n-avem așteptări prea mari de la viață și de la fericire, Viorel? Noi? Oare nu ne construim așa niște scenarii, niște proiecții și le vânăm când fericirea e foarte aproape de noi în jurul nostru? E soarele care răsare dimineața după deal. Da, să zic o pildă cu fericirea. Hai, te rog. O scurtez, că văd că noi ne întindem la vorbă. Da, ai vreo limită? Trebuie să ajungi undeva? Nu, eu pot să stau până seara, dar oamenii au un timp. Să știi că putem să facem podcast și de 5 ore. Un învățăcel din India auzise de existența unui guru mare, înțelept, și vrea să ajungă la el să-i spună ce-i fericirea, că el își căuta fericirea. Și o ia din sudul Indiei și merge și merge și merge, trebuia să ajungă undeva în Himalaya, în munți, sau cum ar zice ziariștii, în creierii munților. Exact. Munții fiind niște forme de relief gânditoare. Exact. Drumul ăsta al lui până acolo durează ani și ani. Pleacă tânăr și ajunge omul matur, acolo, la maturitatea vârstei. Înțeles că e un drum al formării, un drum inițiatic, el în timpul ăsta tot gândește, tot caută în mintea lui fericirea, trăiește și pe acolo, ce-o fi. Și în sfârșit, bătrân, sau nu bătrân, îmbătrânit față de cum plecase, bolnav, rupt, flămând, zdrențuros, ajunge la guru, la maestru. Maestru stătea în peșteră, în gura peștere, undeva, pe niște stânci acolo, și bea o ceașcă de ceai. Și discipolul, că nu era discipolul lui, căutătorul fericirii, îi zice, maestre, dă viață, te caut, zi-mi și mie ce-i fericirea. Și maestrul, impasibil, se uită la el și se uită în palmele lui, unde avea ceașcuța. Fericirea este o ceașcă de ceai. Asta, cum, maestre? Atât de puțin? O ceașcă de ceai? Și maestru zice, sau altceva. Sau altceva. Da. Uite, fericirea nu-i un orizont la care să tingi, să mergi ca prințul lui Macedonski spre Meca, spre Meca, spre Meca, să duci ca nebunul, să te sinucizi pentru, să-ți irosești viața pentru un ideal de neatins. Fericirea e lângă noi. Dar tu trebuie să găsești
contactul cu fericirea, să o înțelegi, ce te face fericit. De cele mai multe ori fericirea are o îmbrăcăminte diabolică. Știi cum diavolul se disimulează peste tot și orice te poate face să crezi că aceea e fericirea. Și de unde îți dai seama că ai atins exact ceea ce e fericirea? Nu știu, să mergem la guru, să-l întrebăm. Nu știu. Să ne dea o ceașcă de ceai sau altceva. Da. Uite. Trebuie să găsești fericirea fiecăruia, e doar a lui. Știi cum zicea, scriu acolo într-un reportaj, citez pe Tolstoi. Din Ana Karenina, la început spune că toți oamenii necăjiți sau bolnavi sau triști sunt... Cei sănătoși sunt la fel, iar cei când au o boală, fiecare boală e în felul ei. Toți oamenii fericiți sunt fericiți, dar fiecare necăjit e necăjit exact. În felul lui. Și eu aș zice că fiecare e fericit în felul lui. Nu toți sunt fericiți. Cineva e fericit cu răsăritul soarelui. Și doar cu atât. Și rest, dă mâncare la găini toată viața și nu-i trebuie mai mult. Ține de ambiții, referă fiecăruia de... Nu știu, e greu. Pot să dau lecții de fericire, pentru că eu însumi nu am atins-o. Nu sunt un om. N-ai atins-o niciodată? N-ai simțit asta? Momente de fericire am avut, dar... Ce-ți spuneam? Că e înșelătoare. Peste un timp se pare că parcă a fost o fericire incomplet, poate nu era chiar un moment de fericire, poate a fost doar o trăire mai intensă sau... Cred că fericirea e să, pentru mine, să accepti lucrurile cum sunt. Doamne, sunt fericit că sunt în viață, văd soarele, pot să fac ceva, te uiți în jur la ceilalți care nu pot ca tine... Mi-aduce aminte de o discuție de ale lui Dem Rădulescu, cred că era la TVR, emisiunea Profesioniștii cu Eugenia Vodă, nu știu dacă mai există. Am văzut interviul ăla. Emisiunea și îl întreabă Eugenia Vodă la un moment dat ce înseamnă fericirea și pentru el fericirea înseamnă atunci când mă uit în jos și văd oameni care sunt mult mai rău decât mine și conștientizez că băi, eu sunt chiar bine. În comparație cu ei. Asta ziceam și eu, că mă uit în jur și sunt oameni care nu pot să facă ce faci tu. Exact, și te simți binecuvântat că ai totuși acel ceva. În același timp te uiți, știi, păcatul nostru e că ne comparăm foarte mult cu ceilalți oameni. Îi vedem și pe aia de sus, care au foarte mult. Sursa nefericirii este distanța dintre ce ai și ce-ți dorești. Exact. Dacă tu tot te uiți la ăla, băi, dar ăla are aia și eu n-am, vei fi nefericit continuu. Ești fericit dacă te resemnezi, nu în sensul de umilință, ci de o resemnare înțeleaptă. Trebuie să înțelegi că asta e viața și atunci ești în păcat, nu-ți dorești mai mult. Sunt mulțumit cu ce am, nu mai am acele zbateri interioare. Ce-ți dorești tu pe mai departe, Viorel? Să fiu sănătos. Să slăbesc, dar asta nu se va întâmpla niciodată. De ce? Hai să vorbim puțin. Hai să vorbim puțin despre asta. Ai reportajul cu experimentul de la Parhon, cu vizita profesorului Dumitrache de obezi. Să știi că am dat un examen acolo la Parhon, chiar cu profesorul Dumitrache și m-a întrebat ceva cum funcționează hormonii tiroidieni asupra inimii și n-am știut să răspund. Și chiar dacă luasem 10 la scris, cred că mi-a pus 7 sau 8 la oral și atunci mi-a făcut media și... m-a taxat la chestiunea aceasta, dar țin minte ca prezență exact. Ce-ai simțit tu să te trezești acolo la Parhon? Ai un umor fantastic când povestești de colegii de salon, practic te descopereai de toate scuturile și ajungeai să povestești cu ceilalți lucruri despre viață, despre neputințele fiecăruia. Sunt inși joviali. Nu știu dacă au umor, de multe ori cumva îl împrumută sau îl forțează. Umorul e o formă a lor de a se apropia de ceilalți. Oricât am spune noi că, știi, contează sufletul, lasă că și grași și oameni. Domnule, mintea noastră e făcută să vadă omul așa, avem niște tipare din care greu ieșim. Când vezi unul de la de 300 de kg, nu-ți vine să-l strângi în brațe. Cât l-ai iubit să fie soțul, fratele, oricine ar fi, pune o distanță.
lucrul ăsta. E o diformitate, e o altfelitate, nu știu, cu alteritate, nu știu cum să-i zic. Este altceva, altfel. Nouă ne place să ne înconjurăm de lucruri și de oameni la fel ca noi. Da? Când îți vine unul de ăsta care e cât Rusia și îl vezi că numai n-are două tancuri pe lângă el, nu ține să te apropii și tu în mod fals îi spui, vai, dar lasă că e bine așa, tu să fii sănătos, lasă, te simți tu bine așa. Nu e așa, nu e adevărat. Și atunci, grași, și mă refer la formele de obezitate extremă sau gravă măcar, prin umorul lor încearcă să rupă această barieră de falsitate dintre ei și ceilalți. Încearcă să se apropie, să se facă simpatici, să fie acceptați. Și de aia am ales să scriu, puteam să scriu articolul ăla care e haios. E absolut genial. Puteam să-l scriu într-un ton lacrimogen. Da. Fără să... Deci puteam să-l scriu într-un ton lacrimogen fără să fiu inadecvat. Dar am ales tonul ăsta vesel pentru că asta era atmosfera acolo între noi. Decât să ne plângem de milă unul altuia, râdeam unul de altul, dar râdeam cu bonomie, nu cu răutate. Știi? Și era un tip de umor special, cred că ar trebui, nu știu cine, poate Ștefan Cazimir, caragialogul nostru, să se ocupe, să deconspire care sunt mecanismele umorului la Graș. Da, ai scris atât de spumos tot experimentul de acolo, ceea ce remarcam și oportuniștii care apăreau în spital să vândă tot felul de dispozitive, aparat de măsurat tensiunea, aparat de măsurat glicemia. Oameni necăjiți și ăia. Da. Oameni necăjiți care n-aveau din ce trăi și făceau un comerț ambulant prin spitale și vindeau fel de lucruri. Încă se practică, să știi, că vin în spital cu tot felul de chestii. Asta arată două carențe. Una a lumii din care vin acei oameni care vând mărâncișurile, încercau și ei să trăiască cumva. Și a doua, o carență a sistemului sanitar. Domnule, ăla e spital, nu-i bazar. Corect. Să vină oricine prin saloane pe acolo, să bage capul acolo. Dacă eu am nevoie de hârtie igienică, nu trebuie să o cumpăr de la cineva care vine pe stradă și bagă capul pe ușă și îmi dă un sul. Trebuie să aibă spital acolo. Da? Știi care ești medic, știi care e treaba prin spitalele noastre. Vii de acasă cu linguri, cu hârtie, cu medicamente de multe ori. Mie mi s-a întâmplat să stau în spital și să-mi aduc medicamentele de acasă. Încă se întâmplă, să știi. Nu neapărat din lipsa de materiale și de medicamente ale spitalului. Însă, pur și simplu, farmacia, să știi că poate într-un anumit caz să nu aibă un produs, nouă ni se pare că se potrivește acel medicament în cazul respectiv și nu putem apela. Și aici există mai multe mecanisme. Nu de puține ori am făcut o cerere specială, însă durează birocratic ca farmacia să comande produsul acela și să vină în câteva zile și atunci tu ca medic nu-ți permiți să pierzi câteva zile și e mai ușor să-i dai o rețetă simplă și să trimiți un aparținător ca să ia. Nu e nimic condamnabil aici. Nu există niciun sistem perfect care să aibă toate medicamentele. Din păcate sunt spitale care nu au medicamente absolut bazale, fundamentale. De asta vreau să zic că în 94 am fost mușcat de un șobolan în timp ce mă distram la pescuit. Spider-Man. Un animal. Te-ai transformat într-o... ai luat vreo putere specială, cum a fost cu Spider-Man, cu paia în genul? Da, am luat ceva foarte special, numit leptospiroză. Aoleu! Și am ajuns la spital pe moarte, deci în stare de inconștiență, m-au resuscitat oamenii acolo, mi-au făcut analize, mi-amintesc că mi-au luat lichid spinal, o experiență îngrozitoare. 94, la spitalul Sfântul, nu, la spitalul de infecțioase de la Iași. Și nu aveau arginină, sorbitol. I-am adus de la cineva, de la Timișoara, mi-a trimis. Asta e, acum te duci și ei cu găleata arginină, găsești peste tot. Un spital de infecțioase ar fi trebuit să aibă așa ceva. Eu eram un caz de urgență, adică puteam să mor. Iar alte medicamente mai greu de găsit, mi le-a trimis Paul Goma de la Paris. Cu avionul, le-a trimis lui Liviu Antonese și Liviu Antonese mi le-a trimis prin cineva din Iași de acolo. Ai trecut în munca ta de reporter, să zic așa, de domnul reportaj, cum te numesc neinspirat. Neinspirat.
Ai trecut prin foarte multe spitale. Ai fost la Parhon în București, ai fost la Cluj ca să documentezi partea de transplant. A fost o experiență frumoasă la Cluj acolo. Frumoasă. Ce s-a întâmplat la Cluj? Hrănitoare pentru mine. Ai documentat, știi, practic istoria transplantului de rinichi. Știi mai bine decât mine că tu fiind medic, vezi că toată lumea își dă cu părerea în chestiuni de medicină. Sunt acum, milioane de experți. La mod acum e cu epidemiologi, toți sunt epidemiologi. Experți în imunologie și în virusuri. Virusologi, uh-huh. Toți sunt experți. Mie mi se părea că sunt expert, sau dacă nu e expert, cel puțin priceput în chestiuni de transplant de rinichi. Scrisesem de mult un reportaj pe la Iași cu cineva care își vânduse un rinichi, mi-a povestit omul și mi-a închipuiam cum scriu și acolo un text că a face transplantul ăsta e cum iei un hulub din cuibul lui, îl dai deoparte și pui altul în loc. Uh-huh. Am stat câteva zile acolo la spitalul din Cluj și doctorul Lucan l-a pus pe un doctor mai tânăr, l-a desemnat, l-a delegat și a zis, uite, ăsta e un moldovean prost, adică eu. Și spune ca la o babă ce-i cu transplantul. Mm. Și pe măsură ce doctorul mi-explica, mă afundam tot mai mult în hăul ignoranței mele. Îmi dădeam seama cât de prost sunt în domeniul ăla și cât de profund e domeniul ăsta. Mm-hmm. Cât de mult te poți duce în profunzime. Bineînțeles că până la urmă n-am înțeles tot ce se putea. Oamenii învață zeci de ani lucrul ăsta, dar ca reporter mi-a făcut o idee destul de solidă. A doua zi, după o săptămână de documentare acolo, sau 3-4 zile cât a durat, a trebuit să uit toată terminologia aia medicală și să traduc totul într-un limbaj comun, cât mai accesibil, ca să înțeleagă tot, uh-huh, despre ce e vorba, și totul mulat pe o poveste. Uh-huh. Pus pe pilonul central al unei povești, mulezi toate cu... împletești toate cunoștințele alea medicale. Și sper că în textul meu se vede cât de greu e să faci un transplant care, despre care altcineva spune că e un banal transplant de rinichi. Nimic nu e banal. Nu, dar în medicină nu există nicio operație. Știi cum se spune și la apendicectomie, vai, această operație banală. Nu, implică niște riscuri foarte mari. Oamenii aceia au trebuit să învețe o mulțime de ani ca să execute asta așa ceva. Asta am învățat-o în copilărie. Aveam la școală, la Trușești, acolo, la casa de copii, aveam o profesoară foarte bună, pentru că ziceau toți, era apreciată în sat, domnișoara Vieru, domnișoară la 60-70, nu, că încă era la școală, dar era spre pensie, așa. Domnișoara Vieru, o doamnă bătrână și avea un mers, cum să zic, arunca piciorul așa într-o parte, un mers îngrozitor, te speria când o vedea, mergea, ce se întâmplase? Toți știam povestea. Cineva i-a făcut o injecție greșită. În copilărie, cineva, un felcer de pe satul ei de pe acolo, i-a făcut o injecție greșită, i-a atins nu știu ce. Așa, și de acolo a rămas cu infirmitatea asta pe viață, de nici nu s-a mai măritat săraca femeie și a suferit toată viața de la o injecție. Când te duci și vezi, eu am asistat la operație, adică am stat în sală, în sala de operație la transplant la Cluj, la un metru de pacient. Bineînțeles, cu toate măsurile de precauție, cu tot ce însemna acolo, eram ca un asistent acolo, numai că nu făcea nimic, căscam ochii. Poți să ai și niște revelații mistice când vezi lucrul ăsta. Ai avut? Dom'le, un om, o zguduire am avut. O revelație nu era nevoie, pentru că eu sunt creștin, de mic crescut pe lângă biserică. Dar o zguduire am avut. Un om nu sortit morții, era pe jumate mort. Și l-a adus acolo în salon anesteziat, era cumva dublu mort, și de boală și de anestezie, nu mișca. Și să vezi cum doctorul ăia 4-5 când erau acolo, umblă în trupul unui om, desfac. E o chestiune de o precizie de... Și practic ia un organ de la altcineva. Da, și îl pune la celălalt. Dar câtă știință este să potrivești. Că nu să faci de la compatibilitatea și... cu teste multe înainte și toate cele. Și la fel în reportajul acesta, povestești cu lista de așteptare cu oameni care de multe ori sunt puși să vină din altă parte la Cluj, cu speranța că, uite, avem un rinichi. Că un rinichi și de multe ori nu se potrivește, sau
Există cazuri, chiar dacă acum reușita a ajuns foarte, foarte sus, să primească un rinic și acesta să nu pornească, pur și simplu. Mai mult decât atât, când recepționezi un organ, asta nu înseamnă că gata, ți-ai rezolvat cu totul, pentru că urmează partea de imunosupresie, pastile care sunt luate toată viața pentru că organismul va tinde să... Asta e un cuvânt pe care imunosupresia și imunosupresoarele, un cuvânt pe care atunci l-am învățat. Uh-huh. Viața mea nu avea nevoie de vocabula asta. Mă descurcam cu alte cuvinte, știi, nu? Și atunci am învățat lucrul ăsta. Uite, de la un simplu, zic, ai un simplu reportaj dintr-un ziar, un tip care a fost la Cluj și a scris cum fac transplant de rinichi. Vezi cât de multă viață e acolo. Acum, când mi-ai reamintit tu de durerea oamenilor care vin cu speranță, stau cu valiză, au o gentuță tot timpul pregătită la ușă ca S-a răgățat Viorel de absolut orice. Și am încercat să retrăiesc durerea unuia care vine încărcat de speranță la Cluj, cu mașină, cu tren, cu ce poate, repede, repede, poate îi se potrivește, vede că nu îi se potrivește și se întoarce iar acasă. Au fost unii care au venit de 20 de ori și de 20 de ori s-au întors înfrânți acasă și de fiecare dată mai aproape de moarte, pentru că boala asta nu te păsuiește mult. Nu o duci la infinit. Ai de trăit 5, 6, 7 ani fără... Și în stadiile avansate ei sunt practic dependenți de dializă, care e făcut odată la două zile și stau câte 4-5 ore conectați acolo. Povestești chiar la un moment dat despre o doamnă care s-a dus să îi se pună cateterul, să fie conectată la dializor, și cateterul se pare că a intrat greșit și a sângerat masiv în cutia toracică și tot ce înseamnă chinul acesta, încă o dată, viața are componentele ei. Sunt accidente. Știi ce mă revoltă foarte mult? Am văzut acum o lună, două, au fost niște demonstrații și s-au dus niște imbecili sub geamul medicilor. Și au strigat asasinii. Am scris și eu despre asta. Doamne, se poate întâmpla un accident. Eu nu-mi închipui că un medic care are acasă copii, nevastă, vine acolo la serviciu, doar hai să omor și eu azi pe cineva. Ia să vedem. Sunt nicio formă. Cât de că nu sunt idioții aia care... Cred că nu le-am zis bine imbecili, sunt ticăloși. Uh-huh. E o chestiune de ticăloșie, nu de rațiune. Rațional poți să-ți dai seama că medicul ăla nu vrea să te omoare. Da. Să te duci să-i spui ticălosului acolo, să-i strigi criminalului. Se poate întâmpla un accident. Toți spun, că dacă ți s-ar întâmpla ție. Dom'le, poate mi s-a întâmplat și mie. Poate m-a scăpat Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că trebuie să credem despre medici că sunt criminali. Fiecare boală mi s-a părut... Când am scris despre copiii cu cancer, auleu, ăsta e sfârșitul sensibilității umane, când te lovești de zidul ăsta al copiilor bolnavi de cancer. Când am scris despre rinic, eu zic, auleu, ce boală cumplită e să nu-ți funcționeze un rinic sau ambii. După aia am scris despre Alzheimer. Am fost la Socola, la Iași, am scris un reportaj. Rezervația memoriei pierdute. Uite, n-am pierdut memoria. Fabulos. A fost preluat, din câte știu, și în Republica? Sau nu? Reportajul? Eu l-am publicat în Press One și de acolo a fost... În Press One l-am citit, gata. A fost preluat de multe ori. Fabulos! Cine nu l-a citit să-l citească mi-am neapărat. Mi-am dat seama cât de rea e boala aia și mi-a zis, nimic nu există mai rău pe lume decât Alzheimer. Când ajungi în ultimele faze și începi să chinui pe toată lumea de lângă tine și ajungi un fel uite, nu am văzut. Monstru adormit care chinuie pe toți. N-am văzut și nu știu dacă ți l-ai pus pe listă sau au reușit să-l vezi, filmul acesta pentru care Anthony Hopkins a luat Oscar, The Father, se pare că este despre asta, despre Alzheimer, și el spune că totuși este o detașare dulce și vede componentele pozitive din Alzheimer cu maladia uitării patologice. Mi se pare absolut terifiant. Dacă ar fi doar uitarea, ar putea să fie o binecuvântare. Mulți chiar avem nevoie să mai... E un proces, să de mai altfel... ștergem hardul din când exact, în când. Exact, e un proces fiziologic. Dar Alzheimer se referă în primul rând la degradarea fizică. Pentru că în momentul când ai Alzheimer, nu că uiți, dar nu mai știi... Alternezi planurile real cu imaginar, ai tot felul de... Eu am fost la secția de îngrijiri paliative, oameni care nu mai aveau conștiința de sine. Deci luau mâncarea în gură și uitau să o înghită. Oamenii puteau să bage cuțitul în tine și să se uite așa cum bagi cuțitul în unt. Ei nu știu ce fac. O să dea foc la casă. De-aia spun, un bolnav de Alzheimer îi blochează pe toți din jurul lui. Trebuie
trei oameni într-o familie să-l îngrijească pe unul cu Alzheimer, care nu dorme noaptea, se scoală, se duce, dă foc la casă, nu știe ce face, e o boală cumplită. Și mereu spuneam, de câte ori aveam o experiență de asta să mă întâlnesc cu slăbiciunile noastre umane, cu bolile noastre, ziceam, domnule, asta e cea mai grea, cancerul, rinichiul, Alzheimer. Nu e una mai grea decât alta. Când ajungi să fii tu prins în menghina asta a suferinței, aceea ți se pare cea mai gravă. Deci pentru mine cea mai grea suferință de pe lume la un moment dat a fost mă doar o măsea. Nu mai crezi că cineva poate să sufere mai mult decât tine. Ca reporter, mergând prin atâtea medici și având atâtea experiențe cu bolile, că la asta mă refer, nu te face să fii mai dur. Dimpotrivă, te sensibilizează, te umanizează. Fiecare experiență de asta îți arată cât de fragil ești ca om. Și dacă mă tem de ceva, că m-ai întrebat ce mă face fericit, mi-e greu să mă spun ce mă face fericit. Poate să fiu iubit. Am fost totdeauna doritor să fiu iubit. Cu toții suntem. Poate. Cu toții cred că suntem. Dar cu siguranță pot să spun ce m-ar face nefericit. Să sufăr de o boală invalidantă. Și să chinui pe alții, da. Pe lângă tine? Să nu mă pot eu întreține singur, să nu... Cred că asta ar fi o suferință cumplită. Tatăl meu a murit din cauza asta, la 83 de ani și-a rupt șoldul. N-a vrut să-și pună operație. Proteză. Nu, păi a spus ce el e... Sculă auto, să pui șuruburi în el, să... La ce vârstă s-a întâmplat asta cu 83. Fractura? 83. Da. 82 și... Și a stat un an de zile cu șoldul rupt în pat. Fratele meu mai mare îl lua, îl punea pe scaun, la WC-ul. Nu suporta să... Nu accepta să vină nimeni pe lângă el. Și a murit de... Cu tensiunea bună, cu... Omul era sănătos. A murit că nu-i mai plăcea viața. Să stea numai în pat, el care era un ins activ, chiar dacă vinea după o experiență cu trei operații pe creier de cancer și de care a scăpat. E o poveste fabuloasă asta cu tata. Și a murit de inimă rea, că stătea acolo în pat de un an de zile, parazitul lumii, toată lumea levita, nici el nu vrea să fie văzut, că îți dai seama ce înseamnă mizerie, miros. Da. Și așa, miros și așa mai departe. Și s-a stins încet, încet ca o lumânare, pentru că nu-i mai plăcea viața. Uite ce înseamnă cum se leagă niște punți și poveștile nu sunt nici pe departe singulare. Chiar dacă am scris de multe ori despre asta, bunica mea a pățit absolut la fel. În anul 2000 s-a dus până la o bucătărie de vară pe care o aveam noi la Fetești în curte să mute ceva, nu știu, o boală cu mâncare sau ceva de genul, nu mai avea unde să o pună în frigider și o lăsa pur și simplu acolo că oricum era iarnă și era frig. Și a alunecat pe un linoleum, i s-a dus piciorul într-o parte, fractură din șold. A fost un periplu atunci pentru că pare să că medicii au refuzat să facă o intervenție pentru că ea avea un antecedent, accident vascular cerebral și hipertensiune și a zis că nu o să moară pe masa de operație pur și simplu. Dacă a refuzat, înseamnă că a fost o decizie medicală. Da, a fost o decizie medicală. Nu a refuzat în sensul criminal că... Nu. A fost o decizie medicală pe considerentele acestea și ne-au spus foarte clar, ok, poate să stea acasă, în principiu nu o să se refacă acolo osul de la sine și există riscuri dacă stă imobilizată să facă un cheac de sânge cu trombembolie sau accident vascular cerebral și să se curețe în felul acesta. Și ce mi-ai povestit de tatăl tău, Viorel, bunica a rezistat 13 ani în pat. Doamne ferește. 13 ani. Mi-era extrem de teamă de demență, de Alzheimer, de ce discutam, însă era atât de vie și povestea cu o poftă atât de mare detalii din copilăria ei, pentru că avusese o viață fabuloasă, îi murise mama la 8 ani, a trebuit să se descurce singură. Ne-a crescut pe noi, a mai crescut alți verișori care la fel aveau o problemă dificilă în familie, rămăseseră fără părinți și tot timpul extrem, extrem de luptătoare. Și când o vedeam acolo, când ajungeam de la București, pentru că m-am dus pentru facultatea de medicină, mă întorceam la câteva săptămâni acasă, la o lună, era pe undeva oaza mea de liniște, că o vedeam în echilibru acela perfect, 13 ani. În același timp eram
absolut convins, știam că la un moment dat echilibrul acesta se va rupe, că se poate întâmpla cu chiar de sânge, ceea ce spuneam, și că moartea până la urmă este inerentă pentru fiecare om. Și a murit nu de inimă rea sau de altceva, m-a sunat mama într-o vineri dimineață, eram la spital în 2013 și îmi spunea a murit bunica. Și pe urmă mă adun eu, plec de la spital și apoi mă sună încă o dată și îmi spune a, de fapt n-a murit, mai are niște spasme, niște respirații. Și am zis, ok, vrei să încerci să faci vreo resuscitare, să sun la 112? Și în momentele acelea cu explozia de emoții pe care o aveam și eu și o avea și mama, am spus, băi, știi ce? După 13 ani în care stai și te chinui atât de mult, las-o așa, nu-i mai faci nimic, știi? Și se pare că a murit de la o vărsătură. Și că s-a înnecat într-un proces de vărsătură pentru că stătea foarte mult pe spate. N-au reușit să o întoarcă și să facă altceva. Cu tremurător. Dacă îi făceai ceva, era vreo șansă? Probabil, dar în desfășurarea aceea de evenimente... Ar fi cazul să nu povestești mai mult că te inculpi. Nu e vorba de asta, dar în același timp știi, după chinul acesta de a sta imobilizat 13 ani de zile la un om cine care a fost atât de activ... Cine decide asta? Niciun caz noi, dar pe undeva a fost și ca o formă de eliberare, pentru că chinul pentru ea știu că a fost absolut uriaș. Am întâlnit oameni care... bolnavi și boală în chinuri. Uh-huh. Și tot mai vreau încă o zi. Probabil că mai voia, dar acum să mă gândesc să-mi fac alte mustrări de conștiință înapoi, știi, s-a întâmplat pur și simplu și asta a fost. După 13 ani... E miraculos că a trăit 13 ani, înseamnă că ea s-a resemnat în modul ăla înțelept. Uh-huh. Și avea într-adevăr o înțelepciune de fiecare dată când ne povestea și se umplea de lumină când ne vedea pe toți, fiind patru, mai am trei frați. Și, mă rog, asta au fost lucrurile. Îți dai seama că m-am gândit foarte mult și acum mi-ai declanșat niște trigger când mi-ai povestit despre tatăl tău cu aceeași desfășurare de evenimente. Mă face să apelez la un șablon, să spunem, domnule, oamenii de pe vremuri erau mai așezați, mai înțelepți, mai robuști din punct de vedere psihic. Și erau și atunci fel de forme de astea, de deraiere, de... Dar cred că așa era. Da. Eu sunt acum în fața unui zid de întuneric. Toți dinaintea mea au murit. Toți din predecesorii mei, bunici, tați, unchi, nu mai e nimeni în viață. A ajuns zidul ăla care tot vine spre noi, a ajuns, noi suntem acum în linia întâi. Uh-huh. Eu și frații mei, suntem generația asta, din fericire încă trăim toți. Când mă uit un pic dincolo de zid, văd într-adevăr, dumne, dar cum se poate, chiar toți oamenii și mulți, că suntem o familie numeroasă, toți erau robuști din punctul ăsta de vedere. Dom'le, tăiai o mână, un picior, mai o bucată de stomac, nu-i nimic, mergeau înainte. Și cu un soi de vivacitate de asta, cu o poftă de viață extraordinară. Nu ne pute viața, domnule, acum. Aia nu ne place, aia nu. Fii fericit că te scoli dimineața și vezi soarele după deal, nu mai strâmba atâta de că ți se ia. Ce bine spus. Dacă ți se ia, ce mai faci atunci? Cui te mai strâmbi? Cui mai faci mofturi? Aia nu-ți place. Oamenii erau învățați mulțumiți cu cele de la Dumnezeu. Și Dumnezeu îți dă viață și restul te descurci. Și se descurcau. Au trecut și prin război și prin foamete și nu s-au dat atâta cu curul de pământ ca noi, că aoleu, că a venit COVID-ul. Dar, domnule, că nu e așa de nenorocire. Uite, m-am vaccinat, am trecut prin boală, am supraviețuit. Unii n-au supraviețuit. Îmi pare foarte rău pentru ei, ca pentru fiecare om care moare. Și nu o spun în mod fariseic, nesincer. Moartea se învârte pe lângă mine de când m-am născut. Tot am văzut morți și prin familie și prin toți ai mei. Ți-am zis că au murit și mama și tata și bunii și bunii. Și... Percep tragicul morții. Deși noi, în perioada asta modernă, cu atâtea... Nu mai avem aceeași percepție a morții. În satul meu, când murea cineva, când eram eu copil, moartea era un eveniment al tuturor. Nu era o moarte, eu am murit cineva în familie.
Nu, era un eveniment al întregului sat. Întregul sat știa, clopotul bătea pentru toți, se știa, toți mergeau la mormântare, toți treceau pe la poartă măcar să te căineze un pic, să te îmbărbăteze, să iau un colac, să mănânce colivă. Era un eveniment al colectivității. Acum, moartea se petrece într-un soi de prezervativ, așa, informațional. Află de la știri că au murit 300 într-un avion. A, 300 rând de asta, nici nu zici nimic. Eu am stat 7 ani de zile într-un bloc, în București, cu chirie, și sub mine era un moș enervant, care tot timpul îmi bătea cu lingura în calorifer, că se auzea că frigiderul meu. El auzea frigiderul meu, că zbârnăie, și bătea cu lingura și chema poliția, și un moș insuportabil. La un moment dat am văzut că nu mai bate. Băi, ce s-a întâmplat? Acolo am întrebat. 7 ani am stat acolo. Dom'le, murise. Deci omul ăla care mă enerva zi de zi, murise și a plecat. A trebuit să treacă luni de zile până să-i sesizez absența. A plecat neștiu de nimeni de acolo din bloc. Deci nici măcar pe scara blocului n-a fost un eveniment moartea acelui bătrân. Dar aminte să fie a întregului bloc sau a întregului cartier. Acum noi ne izolăm de moarte și ne facem că nu o vedem, că știi cât o simți departe, pari în siguranță, dar ea e tot timpul lângă tine, ca să nu zic că e în tine tot timpul, știi? Și suntem mai insensibili, mai insensibili așa față de moarte acum. Au murit 20.000 la COVID sau câți ori fi murit? 30.000 am trecut, doar în România, și peste 3 milioane la nivel mondial. Ți se pare că fiecare nu conștientizăm atât de mult, tocmai pentru că suntem în interiorul acestei pandemii și poate când vom fi scăpat de ea și ne vom detașa puțin, știi? E nevoie să ieși dintr-un lucru ca să-l cuprinzi cu adevărat. Nu e doar raportul nostru superficial cu moartea, nu e doar unul contextual. Doar de pandemie. De pandemie. E unul al epocii. Al civilizației noastre moderne. Omul primordial avea legătură cu moartea de la început. De fapt, scopul vieții ăsta este să mori. Da? Când te-ai născut, ce faci? Începi să mori. Puțin pe drum. Îți mai taie. Și tot ce facem noi este să ne salvăm cumva la modul ideal sau imaginar sau... Prin ce ne salvăm, Viorel? Iluzie. Prin ce ne putem salva de la moarte? Ne se pare nouă că nu te salvezi până la urmă. Dar tot ce facem... Și ar trebui să faci ca pe parcurs drumul acesta până la moarte, care poate să vină pe principiul nesiguranței oricând, așa cum spui tu. Ce ar trebui să facem să ne bucurăm cu atât mai mult de fiecare zi? Nu pot să dau lecții nici aici, dar aș vrea să am educația bunicilor mei, care au fost oameni foarte credincioși și ei, având credință, aveau totul. Nu își mai băteau capul cu nimic. Dumnezeu e acolo, are el grijă. Bineînțeles, știau foarte bine că Dumnezeu nu-ți pune în traistă și că ei trebuiau să muncească, să chinuie, că viața nu e neapărat un dar primit pe tipsie, iau și lingite pe degete, că poate să însemne și ceva rău. Noi nu avem înțelepciunea asta, pentru că nu avem educația asta. Nu prea suntem duși pe la biserică. Cum suntem pați cu moartea altfel? Ori ești un filozof de mare profunzime și îți înțelegi rostul tău pe lume și în univers, ori ești adeptul lui Stephen Hawking, că te naști din nimic și te întorci în nimic, ori ești credincios și undeva trebuie să-ți găsești o împăcare. Când ai găsit împăcarea asta, poți să mori ca țuțea cu zâmbetul pe buze, știi, țuțea când a murit, a zis, primește-mă, Doamne Iisuse Hristoase, primește-mă. Și s-a dus cu împăcare, că el știe că l-așteaptă Iisus acolo. Dacă tu știi că nu te așteaptă cineva dincolo, stai într-un permanent cu tremur. Ce-o fi acolo? Ți-e teamă? Regreți că ne gândim prea mult la ce-o fi acolo? Ne consumăm prea mult cu ideea asta? Aia e problema, că nu ne gândim. Noi trăim ca și cum n-ar fi la capătul de drum, știi? Și acum, tot cum mă gândeam dimineață, doamne, se vorbește despre ieșirea asta din pandemie, dar nu aud decât un singur clopot bătând. Să mergem la restaurant. De ce să se termine pandemia? Corect. Ca să putem merge la restaurant, domnule. Așa. Dar viața înseamnă mult mai mult decât atâta. Eu nu mă duc la restaurant. Mă duceam în restaurant când eram prin delegație și mi-era foame, mă duceam să mănânc, nu să mă
să socializez. Eu socializez în alte feluri. Și mi s-a părut atât de reducționistă toată treaba asta, care face din noi o populație de asta cu mâncătoristă, consumeristă. Consumeristă, exact. Să mergem la restaurant. Nu, superficială. Dar chiar noi nu avem nimic mai profund de învățat de lucrul ăsta. Noi vrem să ieșim în pandemie ca să mergem la restaurant. Să putem merge la restaurant. Nu mai zici și de altceva. Dar nu se gândește la milioanele de... nu se gândește nimeni la milioanele de oameni care au pierdut pe cineva în pandemia asta. Tu mai de asta zic, acum nu cuprindem cu adevărat ceea ce s-a întâmplat. Nu ne gândim. Simți farme cu vieții, ca să iau o expresie de la Rapid București, când te gândești profund la moarte. Mm-hmm. Atunci înțelegi cât de mult înseamnă fiecare zi în care te trezești. Relația asta cu moartea, creștinii o cultivă într-un anume fel. Noi acum nici la biserică nu ne mai ducem. Ne ducem o dată pe an, luăm lumină și pe drum o mai aprindem cu bricheta de mers dacă s-a stins și gata, zicem că suntem credincioși. Și în post mâncăm, rupem rafturile de carne de porc. Mari vânzări de cozonaci și de în post. E o imitare a unei vieți cu adevărat profunde. Generația de înaintea mea avea lucrul ăsta. De-aia oamenii mureau liniștiți, împăcați, nu erau așa dezbuciumați. Viorel, dar din ce în ce mai mult acum, și eu nu neg conceptul de spiritualitate și recunosc că la un moment dat eram refractar la ideea, efectiv eram refractar la ideea unei entități care există undeva și care la un moment dat după sfârșitul vieții ne va aștepta, ne va judeca și va decide, uite ce ai făcut tu acolo pe pământ și în funcție de asta poți să ajungi într-o parte respectiv în altă parte. Mă speria și ideea de proiecție de rai. Mulți se gândeau, da, suferința e ceva natural aici pe pământ, suferi, dar când voi ajunge în partea cealaltă mă așteaptă o beatitudine desăvârșită. Dar lasă-mă să fiu aici. Exact, exact, exact. E pe undeva o limitare nefirească din punctul meu de vedere. Raiul este acum, aici, în jurul nostru. Asta e o chestiune care ține de religie. Eu ce am zis acum transcede... Exact, conceptul de dogmă. Că și fiecare religie îți spune lucrul ăsta în alt fel. Corect. Da? Te duci la budiști, îți spun ceva... ăștia musulmani altceva, în esență adevărul e unul singur, da? Și pe care nici nu... Te naști și mori. Da. Nici mă mai interesează cum am născut. Știu clar că o să mor. Asta e singura certitudine, știi? Cum vezi evoluția asta? La asta voiam să ajung, pentru că generațiile tinere din ce în ce mai mult se îndepărtează de conceptul unui Dumnezeu care mai dă cu nuiaua prin oameni și încearcă să-i pună pe o trasă, de ideea de a merge la biserică, de ideea aceasta care se opune... Poți să atinge spiritualitatea și în afara bisericii. Biserica era mai la îndemână în satul meu, că era acolo în sat, era lângă mine. Nu mă duceam pe dealuri să meditez sau într-o scorbură undeva să meditez, să capăt eu înțelepciune prin forța mea proprie. Te duceai și erai crescut acolo. Lumea, aveam construcția unui stup de albine. Toți ceilalți erau interesați ca tu să crești într-un anumit fel. Dacă te vedea pe stradă că erai mic și fumai, te întreba, bă, ce că, puci, câți ani ai, 6? Și fumezi de pe acum, dă și mie un foc. Al cui ești, te lua de urechi și te duce acasă. Cumva erai în grija tuturor. Și erai format într-un fel de la început, că era biserica acolo. Dar poți să capeți înțelepciunea asta și altfel. Sunt atâtea religii, nu tu recomand. Și ești liber, practic, să faci ceva fără să impui anumite lucruri. Alegerile pe care le ai în viață sunt ale tale, sunt extrem de importante. Apropo de alegere, Gaspar Gheorghe, care a fost aici psihoterapeut, mi-a recomandat o carte scrisă de Edith Eva Eger, chiar așa se cheamă Alegerea, și care a fost la Auschwitz. Și salvarea ei a fost faptul că era balerină și a remarcat-o doctorul Josef Mengele și a scos-o pe undeva, a făcut-o protejată și a pierdut familia imediat, apoi a ajuns în Statele Unite, a făcut psihologie, parte de psihoterapie și a scris această carte la 92 de ani. Deci o experiență fantastică să vezi toată evoluția aceasta și tot timpul spune, ok, am văzut toată suferința
teribilă, dar era alegerea mea cum reacționez la ea. Puteam să fiu copleșită sau să iau partea bună din tot răul acela care s-a întâmplat. Chiar crezi că e doar o opțiune de alegere? Ar fi prea simplu. Cel puțin din literatură să-ți spun cazuri când nu poți alege, pentru că nu poți. Ești pus în fața unor situații aproape imposibile în care trebuie să mergi. Atâta poți. Uh-huh. Te frânge. Uh-huh. Ajungi undeva și te-ai frânt. Nu poți. Da? Mă gândesc la Itzik Strul, Dezertor, la novela lui... Da, numai că ideea aici era că, ok, trăia într-un scenariu de coșmar, însă cu toate astea de multe ori a salvat-o tocmai alegerea de a nu se consuma atât de mult cu ea răul. A fost un om puternic și oamenii puternici au arma asta în mână, opțiunea, alegerea. Dar nu toți suntem la fel. Suntem și mai nevolnici. Și nu poți să alegi, pentru că nu poți face aia sau aia. Pur și simplu vine epoca Evu peste tine și te calcă. Ca o șenilă. Nu ai ce să alegi. Corect. Nu toți sunt atât de puternici încât să poată să aleagă. Cei mai mulți nu pot. Cei despre care vorbim noi acum sunt personajele excepționale, eroice, ideale, spre ele tindem. Că dacă nu ai un ideal, un țel spre care să te uiți, bâșbâi, te învârți în jurul cozii în toată viața ta. A existat un ideal pentru tine? Te-ai uitat undeva și ai zis ăsta e reperul? Nu am un ideal absolut. Dacă eram din generația bunicului meu, idealul meu a fost Iisus Hristos. Este idealul creștinilor de puritate, de... Întrunește tot ce îi trebuie unui creștin în viață este să tind spre Iisus, ca model. Da? Tu vezi de treaba ta ca mirean, așa, dar acolo vezi frumusețea, iubirea, sacrificiul, toate le găsești, toate valorile astea uriașe le găsești la Iisus. Eu am fost privat de lucrul ăsta. Fiind dus la casa de copii, mi s-a tăiat ombilicul de comunicare cu biserica. Dimpotrivă, chiar mi era interzis. Și eram pedepsit dacă aveam manifestări de astea religioase. Și atunci mi-am găsit fel de fel, în loc să am un ideal plenar, unic și care acoperă totul, mi-am găsit mici idealuri în fel de fel de direcții. Ideal de literar, de sport, de... Bă, ca cine vreau să fiu în domeniul ăsta? Ca ăla, ca ăla, ca ăla. Pe partea de literatură cine a fost? Modele, o grămadă. Cel mai mult m-am visat, nu știu, pe în clasa a patra, îmi plăcea, a cincea, îmi plăcea foarte mult Sadovean. Și vreau să scriu ca Sadovean. După aia mi-a plăcut, nu știu, Mark Twain, după aia am avut fel de... Ai scris foarte mult de Sadoveanu în cartea care a apărut în 2014 cu necunoscutul Mihai Codreanu. Și te-ai legat destul de mult și de Sadoveanu acolo. Cine a fost Mihai Codreanu? Un orb care a văzut lumina, care vedea... Un poet din Iași, născut la, nu știu, dacă contează acum pentru cineva, la 1876, dacă, dacă rețin, și a murit în 1951, pare mi se... Acolo e o lucrare de doctorat în cartea, nu știu pe de rost, dai seama. Este considerat cel mai mare sonetist român. Eu n-aș zice că e așa, mi s-a lipit eticheta asta cum mi s-a lipit mie eticheta de reporter. Nu sunt numai reporter, sunt și scriitor și poet și... Și zice cel mai mare sonetist român. Eu n-aș da alea 32 de sonete ale lui Eminescu câte a scris pe toate sonetele lui Codreanu care a scris numai sonet toată viața. Sau n-aș da ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducerea imaginară a lui Vasile Voiculescu, volumul pe care Voiculescu l-a scris la 70 de ani, pe toată opera de sonete a lui Codreanu. Codreanu scria sonete pentru că, fiind orb, trebuia să scrie în memorie. Și nu poți să scrii un roman, să-l ții minte. Dar o sonetă o scria în cap și după aia îl dicta. Și având și formația asta... El a făcut vreo 4 facultăți, a făcut și actorie, și medicină, și era și avocat, a încercat de toate. Dar avea o instrucție de franțuzească. Știi? A fost și la Paris, acolo a încercat să devină actor, nu știu, a avut o viață foarte aventuroasă în prima parte, până a intervenit cecitatea, orbirea. Și avea ceva
din clasicismul francez și probabil de aia a și tradus Cyrano de Bergerac la noi, pe Cyrano de Bergerac. Nu, Cyrano de Bergerac, piesa, a tradus-o la noi în românești. Care a fost succes. Da, 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 și acum se publică tot în traducerea Locodreanu. S-a apropiat de sonet, îi convenea forma fixă, îi convenea dimensiunea că era mnemotehnică, putea să o rețină și după aceea să o dicteze. Oricum avea o memorie fabuloasă, cred că ar fi putut să scrie și o novelă, dar un roman nu. De-aia a scris sonet. Deci dacă mă întreb cine e el, n-aș zice că e cel mai mare sonetist român, dar e un destin exemplar. Un om care a iubit poezia și l-a luat ca model în direcția asta de pasiune pentru poezie. Că nici n-a scris prea mult, a luat 4-5 volumași, scris doar la începutul vieții, după aceea a mai publicat așa pe revista Fundațiilor Regale, pe undeva pe acolo, s-a lipit de niște liberali, era văr cu Mărgescu, cu primarul Iașului, i-a făcut o casă, i-a dat un premiu național de poezie de 100.000 de lei, care acum ar fi milioane, nu știu cât, și-a făcut casa aia. O viață extraordinară a avut. Ca model literar nu pot să-l iau. Deși pe la 18 ani, când făceam noi la Cenaclu exerciții de imitare a maestrului, vreau să scriem ca. Și scriam o pagină ca Sadoveanu, dacă să-ți faci mâna. Când ajungeam la prozodie, domnule, să sune perfect, să fie strofa aia cristal, să n-ai o silabă în plus, să n-ai un sunet care iese din tonul general, hai să scriem un sonet ca Mihai Codreanu. Așa, ca model de lucru pe ghergheful nostru de tineri poeți, îl luam, nu ca model literar. Deci, nu cred că e un mare scriitor, Codreanu, dovadă că a și fost relativ uitat, scos din manual, nu îl găsești prin manuale, istoriile literare nu îi dau prea mare importanță, dar pentru mine nu contează el ca moștenire literară. Cred că mai mult face faptul că el e un far pe care tinerii poeți pot să-l vadă. Uite, domnule, ce mult a iubit omul ăsta poezia. Că atâta e ieșit, aia e treaba lui. A făcut-o cu pasiune. Nu toți putem să... Știi, toți ne scremem la fel de tare, trăim la fel de intens, dar unul iese ca lui Eminescu, altul iese ca mie. Sau ca lui Codreanu, știi? Dar toți trăiesc cu aceeași... Mai există vila, vila sonet, sonetul de piatră, în Iași. Există, e vizitabilă, e superbă, e unul dintre puținele muzee din România, perfect autentică. Adică pe strada fost... rece sau cum? Bolta rece. Bolta rece. Vis-a-vis de Bolta rece, ca așa știe lumea. Spui la un moment dat, Viorel, maestrul e acasă, ține ușa deschisă. Asta vreau să zic acum. Totul e autentic acolo. Nu sunt obiecte de epocă luate, doar că erau ca de pe vremea lui Codreanu și puse în casă. Aia e casa în care el a trăit. Azi a murit, a doua zi s-a pus pe ușă muzeu. Și sunt obiectele, absolut tot ce e acolo este atins de mâna lui. Sunt lenjeriile lui, halatul, umbrela, sabia, că avea un stilet. Inclusiv basca pusă strâns pe cap, pentru că la un moment dat începea să chelească și... Tot ce e acolo e absolut autentic. Cine, cum să zic, un muzeu nu e grăitor pentru oricine. Când te duci în muzeu, dacă nu simți magia aceea a locului, degeaba te duci. Știi cum sunt colecționari care sunt în stare să dea sume nebunești pentru un obiect și ăsta a fost al lui Cutare. Știi? Ei simt chestia, e o energie, ceva, nu știu. Dacă te duci în casa aia și simți acea energie, atunci este una dintre cele mai frumoase experiențe din viața ta. Dacă nu, poți să te duci să vezi și mormântul lui Iisus, să nu te tulbure nimic, să nu te... Înțelegi? Mi-ai deschis apetitul, pentru că am fost de câteva ori la Iași și când voi mai ajunge cu viitoarea ocazie, mă duc să vizitez vila Sonet, unde a stat Mihai Codreanu. Mulți mi-au zis, după ce am citit cartea asta, am fost să văd muzeul. Și mi-a zis muzeul. Ar trebui să primești comision, știi, că trimiți oamenii acolo. Comisionul meu e mulțumirea mea. Că am putut să luminez un pic personajul ăsta. Și fiindcă mă întrebai cu ce amăgim noi moartea, asta este una dintre iluzii, că facem ceva. E clar că nu rămâne.
Dar măcar avem noi iluzia că am lăsat ceva. Iluzia asta ne ține în viață. Că am lăsat o amprentă. Scriind cartea asta despre Codreanu, am stat luni de zile prin arhive, am citit toată presa literară din 1900 până pe 1930. Dar, în principal, perioada de până la primul război, până după primul război mondial, 1920, am insistat mai mult pe 1900-1918 pentru că îmi plăcea, găseam acolo farmecul discret al burgheziei, cum se zice, Belle Époque, perioada aceea cu poeți care se duelau pentru opiniile lor. Șeful de la evenimentul atunci a murit în urma unui duel. Da, scopul duelului era mai degrabă să se arăți masculinitatea, superioritatea chipurile, dar nu să o omori. Se luaseră de la un text. Exact. Pe care cineva îl scrisese. Și, și se pare că de fapt era scris de chiar de Codreanu. Nu, și apăruse, nu? Era scris de un corector, un tip, un mic publicist, dar asta nu contează și nu asta vreau să zic. Citind așa acolo, am găsit sute de poeți prezentați în, cum să zic, vulcanic, frumos, într-o jerbă de laude, de cum suntem noi prezentați acum, știi? Bă, marele poet, marele scriitor, marele reporter, nimic. Deci din sute care erau atunci și găseau prin reviste, că publicau poezii, vici pe acolo, se mai spunea, mai mergea la un petrecere, la un festival, la o ceva, din sute și sute, nimic, rămâneau 2-3. Rămâneau Topârceanu, Codreanu, Botez, Cazimir, cine mai erau, puțin, dar erau sute cohorte, care toți trăiau cu iluzia că vor înfrânge veșnicia cu poezia lor. Nimic. O iluzie. Asta nu înseamnă că erau slabi. Uh-huh. Că erau poeți de ăștia de mâna a doua, erau poeți foarte buni. Dar există, nu știu, un destin al cărții, un destin al autorului, nu știi timpul cu care sită te cerne. Uh-huh. Poate să te păstreze, sunt autori relativ slăbuți, care rezistă în timp. Uh-huh. Nimeni nu spune de Topârceanu că domnule e Shakespeare sau e Eminescu. Da? Și mulți îl consideră poet minor. Dar uite, Topârceanu ăsta este o gânganie antiatomică, rezistă de 100 și ceva de ani, nimic nu-l doboară. Se publică în continuare, e plăcut în continuare, fără să fi făcut o mare, dacă vorbim de marea poezie, n-a atins nivelul ăsta. Nu știu cum l-a selectat timpul pe el și ni l-a luat. A atins undeva cu talentul lui, cu intuiția lui, poate cu norocul lui, a atins undeva un punct sensibil al nostru și noi încă îl mai vrem. Sau să-l mai vrea și generația de următoare și următoarea și următoarea. Iar alții s-au stins în propria genialitate ca într-un sos pe care cineva a pus capacul și i-a sufocat acolo. Peste 20 de ani deja nu mai știa nimeni de ei. Da? Așa că iluziile astea de a învinge moartea, de a învinge timpul, sunt doar iluzii. Ne fac bine nouă că ne ajută să nu ne sinucidem, ca să grăbim. Ne mai agățăm de câte ceva pe ei și pe acolo. Și îți creezi iluzia că faci ceva, că ești buricul pământului. Sau cum zicea, mama avea o expresie pe care îmi permis să-mi o zic aici, lindicul principesii. Adică se pare ție că ești tu nu știu cine, știi? Și, dar dacă n-ai avea lucrul ăsta, ar fi foarte grav. Ar fi o planetă a deprimacilor care a muri unul în brațele altuia plângând, știi? Cred că e bine să ne agățăm de câte ceva și să avem câte o provocare fără iluzia arogantă că, vai Doamne, suntem noi buricul pământului și că suntem atot știitori, știi? Conștient. Deci oricât am încercat noi să temperăm aroganța, de fapt nu e aroganță, în subconștient toți sperăm asta. Uh-huh. Domnule, facem ceva. Piramidele, de ce crezi că au fost făcute? Ca să fie frumoase? Faraonii învingeau moartea, învingeau timpul cu alea în iluzia lor. Uite că cel puțin vreo 3.000 sau 5.000 de ani le-a mers. Dar peste 10.000 de ani nu o să mai rămână nimic, nici din nimic nu rezistă. S-ar putea să nu mai rămână nimic din noi, cu ajungem tot. Ajungem într-o entropie totală a distrugerii, ăsta este sensul Universului, spre nimic. Universul cred că nu dă bani, nu dă doi bani pe noi, în același timp noi ne gândim ce vom face în continuare, cum vom cuceri lumea.
cum vom ajunge pe alte planete. Foarte puțin se gândesc la asta. Viața noastră de la mega imaj și la televizor. Adică ai niște orizonturi atât de apropiate că dai cu capul în ele. Cât se gândesc la locul lui, care e locul meu? Nu. Eu mă gândesc și o fac excesiv și îmi face rău. Ok, tu ești un tip special. Ești un om care scrie, are alte preocupări, alte cugetări, altă cugetare, alt tip de gândire. Dar, în general, oamenii trăiesc de pe azi pe mâine în sensul bun și nu spun cu superioritate sau ca să-i condamn. Pur și simplu, asta este stilul lor de viață. Este un mod de a trăi cu capul în orizont, cu fruntea în propriul orizont. Dai zilnic cu el acolo, știi? Și ești mulțumit. Ești celebra imagine adusă la noi de Cristian Tudor Popescu, carasul în acvariu. Dar are un univers mic, dar lui se pare... E universul lui. Infinit. Pentru că el mereu uite că dă cu capul de pereția de sticlă și tot se duce, se întoarce și are iluzia infinitului. Specia noastră e salvată de visători, de cei care își pun problema ce sunt eu în univers. Știi? Nu de cei care spun dar noi când mergem la restaurant. Da, Viorel, dar o să fie cam așa, știi? Pognind din degete și gata, se stinge viața. Cu toți visătorii de aici și cu toate chestiunile acestea, știi? Stai să te gândești până care, la urmă. Sunt lucruri care mă depășesc. Ce pot să spun cu siguranță este că din literatură, Eminescu, da, ne învăța că tot a pornit într-un punct, da? Big Bang-ul. Stelele s-a zvârlit nebuni în spați, cum zicea Eminescu, și toți suntem guvernați de geniu morții, da? Și acolo este toată filozofia, nu vrei mai mult. Noi trebuie să... Moartea e asigurată. Ceea ce ne revine nouă e să facem o filozofie a vieții. Că de moarte nu trebuie să-i ducem noi grijă. E asigurată. Bine, e asigurată. E inevitabilă. Da. Mm. Și viața poate să te învețe un guru, un preot, un prieten, un om care a suferit, un om în care îți regăsești niște valori. Învățăm cel mai mult din... Inevitabil din experiențele pe care noi le avem. Dacă învățăm. Dacă învățăm. Mi-e ciudă că nu am putut, am avut în mai mare măsură decât mulți, decât cei mai mulți, prilejul să învăț și n-am învățat. Mereu îmi dau seama. Care crezi că a fost problema? Natura mea. Așa am fost făcut. Nu am fost crescut de mic într-un fel să-mi pot învinge momentele de furie, de orgoliu, de autosuficiență, de lăcomie, de ticăloșie. E mult de lucrat aici să te perfecționezi. Și atunci eu sunt vai de capul meu. Uneori mie îmi vine să-mi dau palme. Alteori încerc să mă protejez, să-mi însuflu mie curaj, domnule, nu ești cel mai bun de pe pământ, cel puțin ești suportabil. Mergi înainte așa, că altfel îți vine să te sinucizi, pentru că în general artiștii au privirea de orice fel, nu doar scriitorii, și pictorii orice fel. Mai mult în interiorul lor decât în afară? Mai uită, nu știu dacă mai mult sau mai puțin, dar spre deosebire de oameni care nu prea se uită în interiorul lor, artiștii cu siguranță o fac. Lumea noastră interioară e mult mai adâncă decât lumea exterioară. Oricât te-ai plimba cu avionul pe toate țările și pe toată planeta, nu poți să vezi decât o planetă. Și atât. Planeta care e una dintre miliarde și miliarde și miliarde din galaxia noastră, ca să faci. Înăuntru tău e un hău. Când te-ai uitat acolo în tine... Te sperii. Te ia groază. Oricât te-ai uita, unde ajungi? Dacă ajungi așa un înțelept, cum, nu știu cum sunt bătrâni ăștia... pe la mănăstiri, pe la... Dar ei acolo, ei se uită în ei, dar de fapt văd în sus, spre... ei acolo își găsesc, în cer, eliberarea, înțelegerea, împăcarea. Da? Cât timp noi nu avem un cer spre care mergem, suntem tot timpul... Când ai stat ultima oară și te-ai uitat adânc în tine? De fiecare dată când scrii... Scrisul face asta, nu? Uneori o faci, faci o introspecție... voită, alteori e una mecanică pe care nu o realizezi pe moment, nu-ți dai seama că tu de fapt asta faci, dar
când scrii, când colorezi un personaj, când îi pui o replică în gură, pui ceva din tine, când descrii o scenă, fie și una banală, dintr-un autobuz, de nu știu unde, a unui ins care deschide ușa, tot ce se întâmplă într-un text este ceva ce a trecut prin tine întâi. Păstrează ceva din tine, ca și cum ai trage așa o eșarfă de mătase printr-un ceva și păstrează eșarfa aia pe ea. Știi? Tu tragi textul ăla din tine și păstrează ceva din e un act de eliberare? De-aia textul meu e ca al meu și al tău e ca al tău. E un act de eliberare? Da. Pentru unii, da. Eu nu cred în scrisul terapeutic. Că zic că, domnule, eu scriu că, uite, mă eliberez, dar încearcă cu niște pastile. Poate merge, știi? E un act de eliberare de demonii tăi, nu că ești deprimat. Depresia poate... uneori e bună, alteori nu. Uite, pe mine depresia mă ține în viață, ca să zic așa. Te-ai luptat de mult timp cu asta, cu depresia? Da. Ai identificat exact un moment? Ce s-a întâmplat? Am identificat un moment de culme a depresiei în când 2006, când n-am ieșit din casă jumătate de an. Dar n-am ieșit deloc, nici pe la ușă. Dar ca să identific o cauză, ar fi absurd. Că nu e o cauză. Corect. O să fie multe, sunt cauze imediate, sunt cauze care pot să vină, nu știu, poate și din perioada intrauterină, despre care noi spunem că e un paradis al nostru pe care îl părăsim când ne naștem. Dar nu știm ce demon era în paradisul ăla acolo. Poate m-a luat bătaie atunci și eu am resimțit-o. Sau poate a făcut ce nu trebuia, mi s-au transmis. Nu știu. La fel și în primii ani de viață? Cine știe? Cine e când ne pot impresiona o mulțime de lucruri pe care le absorbim? E atât de mult mister acolo și poate că și misterul ăsta face farmecul. Face viața mai frumoasă. Vieții noastre. Cine are gustul pentru acest mister? Din nou vorbesc. Întotdeauna trebuie să fii făcut pentru ceva. Să te duci într-un muzeu, să simți muzeul, să citești o carte, trebuie să fii făcut pentru asta. La fel să simți forța acestui mister care ne împinge înainte, e iarăși un dat, ceva ce-l ai. Așa că n-am stat niciodată să-mi bat foarte mult capul cu cauzele care m-au dus la depresie. Pot foarte simplu să dau o explicație chimică, că e un dereglaj acolo în supa mea cerebrală și că cu puțină chimie și alchimie pot să reglez. Dar lucrurile nu stau chiar așa și nu mă interesează. Am ceva din robustețea înaintașilor mei țărani care mă asacur, merg înainte. Tragi după tine, tot vine unul și îți mai pune în cap un sac, îți mai pune în spinare o raniță, îți mai leagă unul o piatră de picior și tu ca și cum pare, n-ai vedea pare asta, strângând din dinți, tot mergi, mai faci un pas, le tragi pe toate astea și tot te duci, crezând că hai să le poți duce. Nu știu cât le mai pot duce, cât o să duc depresia asta. Acum sunt într-o fază raportat la 2006, la acel cumplit apogeu al depresiei, acum sunt în floarea fericirii. Pare absolut paradoxal de a te ajuta depresia în scris. Păi eu asta am spus, depresia mă ține în viață. Pe alții ucide. Știi, stația finală a depresiei este suicidul. Eu nu am avut niciodată momentul ăsta. Iubesc viața de... Nu știu. Am citit o carte odată pe la 14 ani, că am găsit-o prin casă. Avem o soră de-a mea care mai umbla cu cărți, Mariana. Și am găsit la ea Toți oamenii sunt muritori, al lui Simone de Beauvoir. Și am recitit-o pe la vreo 30 de ani, pentru că la prima lectură n-am reținut decât epica. Ceea ce se întâmpla cu acel nobil din Carmona medievală, care în timp ce cetatea era, Carmona era asediată de ciumă, toți mureau, el se duce și face înțelegere cu un alchimist și dă să bea ceva un elixir și devine nemuritor. Pe la 30 și ceva de ani am înțeles altfel lucrurile, am trecut dincolo de solzii de suprafață a epicii și am înțeles substanța. Dom'le, omul ăla era silit să trăiască veșnic, să se reinventeze mereu, că trebuia să-i păcălească pe oameni, că să nu-și dea seama că el e nemuritor. Și îi se povestește toată viața lui din Evul Mediu până la Comuna din Paris la 1848. Și omul era profund nefericit că nu mai murea. Da?
Eu nu cred că aș avea nefericirea asta dacă mi s-ar da acel elixir. Nu cred că m-aș plictisi de eternitate. Are Vasile Voiculescu un verb superb, un verb de dragoste. El se adresează iubitei lui într-un sonet și la final spune: noi doi și veșnicia vorbim aceeași limbă. Ei, eu cu veșnicia aș sta bot în bot fără să mă plictisesc, da? Cine știe, poate nu vom descoperi la un moment dat un antigerasol, un elixir din acesta. La ce ne-ar folosi? La ce ne-ar folosi? Că ajungi ca prințul din Cremona. Viore, oamenii să știi că nu sunt toți, ok, hai să mă bucur de calupul acesta, bucata de lumină dintre două bucăți de întuneric, cum spunea Baruch Spinoza, și mulți visează, au foarte mulți bani și se văd 150, 200, 300 de ani. Okay, nu știu dacă apucăm noi. Nu veșnicie. Poate și veșnicia, chiar dacă noi o asociem cu plictisul. Nici măcar veșnicia nu există. De la un moment dat totul se va comprima la loc într-un punct. Corect, da? corect. Dar who knows, știi, ce să ne, cu tot avansul acesta tehnologic. Unii nu știu ce să facă, nu cu veșnicia, nu știu ce să facă, nici măcar cu o viață, sunt unii care nu știu ce să facă cu o zi. Se scoală de dimineață într-o debusolare totală, știi, și o iau așa ca niște mecanisme programate să facă anumite mișcări. Mă duc acolo, fac acolo, fac acolo, fac acolo. Dom'le, nu au pic de lumină în viața lor. Poate ei, nu știu, ar fi orbi și nu văd lipsa acelei lumini. Dar asta a fost una dintre experiențele cumplite ale vieții mele de reporter. Am trecut pe lângă asemenea oameni. Dar ai trecut pe lângă atât de mulți oameni. Da, dar ăștia care nu însemnau, nu că nu înseamnă nimic, fiecare om are locul lui pe pământ, nu l-a pus Dumnezeu degeaba acolo, dar mie viața lui, fără scripire, fără zbucium, nu îmi plăcea. Nu era dezgust, era spaimă. Doamne ferește, cum ar fi să trăiesc așa? Să nu am eu... Poate fiecare avea motivele lui, știi? Sărăcie, poate proveniseră din contexte cu drame. Nu, că sărăcia nu are treabă. Deci erau lipsiți de spiritualitate, de viață, de farmec. Că am întâlnit oameni foarte săraci, dar senzaționali. Nu are sărăcia treabă cu nimic din frumusețea umană. Poate de multe ori o și ascute. Dar poate în multe cazuri să adauge acolo un cumul de stres și oamenii aceia se tot gândesc într-o perpetuă grijă. O să zic ceva foarte dur. Și n-apucă să se bucure de nimic. O să zic ceva foarte dur și care poate o să facă să pară că sunt... Ia să vedem. Oamenii erau niște gângâni. Pur și simplu erau dezumanizați. Deci atât de mult își coboruseră nevoile lor spirituale, de frumusețe, de pur și simplu erau abrutizați. Da? Ca niște furnicuțe care derulau un program genetic. Le spunea, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta până mor. Și n-aveam... O fi avut și ei vreo bucurie, ceva, dar eu nu am sesizat la ei. Pe de altă parte, ai întâlnit și o mulțime de oameni care aveau atât de multă viață în ei, atât de multă bucurie, indiferent și frumusețe. Îmi aduc aminte de acel om care se născuse cu niște cioturi în loc de mâini și de picioare, da, și care făcea atât de multe, inclusiv luase permisul categoria A pentru o motocicletă improvizată. Care a fost sentimentul tău să stai lângă un asemenea om? Că mi s-a părut absolut fabulos reportajul respectiv. O să-ți dau tot așa un titlu de... Voinovici sau cum îl chema? Voinovici. Triumful vieții. Deci până acum am vorbit de farme cu vieții, asta a fost triumful vieții. A fost un mic monstru, un monstruleț, așa văzut de o poveste senzațională. Născut fără mâini și fără picioare, că intrauterin nu s-a dezvoltat complet și au rămas, am scris acolo că avea niște bucățele de mâini aici, ca niște aripioare de pinguin, așa. Când ai deschis asta, și ce mă gândeam? Dacă nu cumva s-a suprapus pe uzul de talidomidă, că ea dădea modificări de genul acesta, știi? Era o substanță folosită de gravide. Gândești ca un medic. Da, m-am gândit la asta. S-ar putea să fie o malformație congenitală, pur și simplu. Se întâmplă, nu știu dacă la țară... Așa, și ce s-a întâmplat cu acest om? A murit. În primele trei zile, când l-au văzut că e atât de... Deci n-are mâini, n-are picioare, desfigurat, aoleu, e născut un monstru. Și maică-sa nu i-a dat lapte. Lasă-l să moară. Ce va putea face omul ăsta în viață? Și l-au lăsat să moară.
Și a murit, l-au chemat pe preot să facă slujba și în timpul slujbei copilul care avea câteva zile, după ce 3 zile a stat mort, adică n-a mișcat. Revine la viață? Domnule, a revenit la viață și atunci maică a zis, domnule, ăsta e un semn de la Dumnezeu, adică Dumnezeu chiar a vrut să nu moară după ce a fost mort. Cine a mai murit și a mai înviat? Iisus. Da? Oamenii au avut o revelație. Hai că îl creștem așa. Păi și copilașul ăla e firm fără mâini, fără picioare, un ciot. Un ciot de om. A mers foarte bine la școală cu fratele lui, dus pe un cărucior, târât cu niște lemne, legat. Mergea foarte bine la școală în sensul că se ducea la școală, învăța. Da, da. Bine, era dezghețat la minte. A venit în București, a făcut o școală profesională, cu cioturile alea reușea să facă niște lucruri incredibile. Am pe site la mine un filmuleț în care omul, fără mâini și fără picioare, reușește să coase. Îi se bage ața în ac cu dinții, dar astea sunt niște chestii care ar putea să, nu știu, le face cineva la circ. Da? Nu asta e important, că reușea totuși, fără mâini și fără picioare, să facă lucrurile astea. Pe mine m-a impresionat voința lui de a le face, de a le învăța, de a se chinui să facă lucrurile astea, s-a și însurat, a făcut și copii, i-a crescut. Jack London are o proză genială, Dragoste de viață, cu un explorator, căutător de aur prin nordul înghețat, rămâne și singur pierdut acolo prin la polul nord, se tărăște, se luptă cu un lup pentru un peștișor. Mie mi s-a părut personajul ăsta, peste dragostea lui de viață, m-a inspirat, că eram într-un moment de depresie. Am zis, dar cum ăsta care n-are nimic și nu poate să facă mare lucru? Apropo de privitul mai jos, știi? Da, și cum? Da. Privirea aia în jos te înalță. Exact. Pentru exact. Că îți dă putere, îți dă... te inspiră. Și îmi venea să-l strâng pe omul ăla în brațe, o îmbrățișare la care el nu putea să răspundă, că aripioarele alea nu îi permiteau să te îmbrățișeze la rândul lui. Dar pur și simplu a fost o îmbrățișare așa în mintea mea. L-am luat în brațe și am scris povestea lui cu admirație. Bine că eu am scris-o așa, într-un stil mai haios, pentru că el era foarte haios și tonul ăsta vesel mi-a venit de la el. Da, mi s-a părut. Sunt personaje extraordinare. Cred că s-a jucat și în filme. Da, era luat de Sergiu Nicolaescu la un moment dat. Da, unde aveau nevoie de soldați, ciopărțiți, de cadavre. Și povestește de trecerea la efectele speciale, că nu mai aveau nevoie de actori și de toate cele, da. Are ăsta Brunea Fox, un mare, mare scriitor, lumea zice reporter, pentru că scria povești adevărate. Acolo e literatura adevărată. Are povestea unui gras. Povestea unui... cel mai mare, cel mai gras din Europa, era plimbat pe la bâlciuri, dul pe la Paris, pe la Berlin, pe la Frankfurt, îl plimbau pe la bâlciurile europene, prin anii înainte de războiul primul mondial sau puțin după. Și la un dat a slăbit. Una lui s-a prăbușit, nu mai era vedetă, că ziarele scriau, vine mare de gras la noi în oraș, veni să-l vedeți alături de femeia cu barbă, bărbatul cu, mă rog, curiozitățile alea de circ, ăsta era o curiozitate de circ, știi? Și el trăia din obezitatea asta enormă a lui și la un moment dat a slăbit. Mamă, ce... Și a pierdut asta și a pierdut și tot... Și era atât de nefericit, s-a dus Fox la el... Brunea Fox s-a dus la el acasă undeva într-un sat lângă Dunăre, prin Hedinț, pe undeva, și a stat săracul după somnul prăbușit într-o depresie cu un munte de supărări pe cap, că nu mai era el atât de gras. A pierdut totul, fiindcă a slăbit. Și când ne-a povestit Voinovici cum a pierdut el cariera în cinematografie, fiindcă s-a inventat efectul special? Efectele speciale. Nu mi-a trebuit să mai tai mâinile unui om să găsești un monstru, că făcea asta pe calculator. Și am scris aceeași dramă pe care a simțit-o, grasul ăla, când n-a mai fost gras, este drama actorului, cum să zicem, actor de ciopărțeală, actor de... El nu îți dai seama, paleta lui de personaje era limitată. Limitat, dar era nevoie, că a jucat în filme de groază, de astea. Da. Mi se pare că de la fiecare reportaj de aici, absolut lejer, te puteai duce și puteai construi o carte separată. Da. Aveai niște personaje fantastice în toate. Și vezi că zici că sunt mare
simple reportaje de ziar, dar am mai spus asta. Au atâta viață comprimată în ele. Te duci încolo, te duci încolo. Poți să mergi să faci filozofie, poți să înveți, poți să... Dacă le citești doar ca pe niște... Nici asta nu e rău. Pentru că sunt niște povești care se întâmplă lângă noi și s-ar putea să ai șansa să deschizi ochii la ele. Să te inspire cumva, să înveți. Dar noi nu prea învățăm. Eu am învățat foarte mult din carte. Am citit-o pe aceasta, cele mai frumoase reportaje. Mi-ar plăcea să o citească din ce în ce mai mulți oameni. Toate cărțile tale sunt disponibile pe editura GRI, editura.ro. Online, vin foarte repede, mi-ai dat și autograf pe strălucitor pentru care îți mulțumesc și anunț pentru această cale că avem un set cu 3 cărți și cine se uită la podcastul nostru și ne lasă un comentariu, o să aleg eu o persoană care va primi cele 3 cărți scrise de Viorel Ilișoi, strălucitor, cele mai frumoase reportaje și necunoscutul Mihai Codreanu. Viorel, spune-mi, la ce să mă aștept de la strălucitor? Ce să găsesc aici? Păi, fiind medic, trebuie să te gândești la niște dureri de burtă. Au! De râs. E o carte foarte veselă. Sunt niște povestiri, nu sunt reportaje. Lumea le confundă. Au o zonă de apropiere, dar sunt totuși lucruri diferite. Sunt povestiri haioase. Le-am ales doar pe cele haioase. Am avut și unele foarte triste, dar am zis hai să rămână când te uiți înapoi, la 30 de ani de presă, vrei să vezi, să păstrezi ce e mai bun, ce e frumos. De supărări avem noi timp. Corect. Fel de fel de texte despre colegi de mei care au murit, care... În fine, și le-am păstrat doar pe cele vesele. Cartea s-a scris despre ea că ar fi în felul ei un roman. Deci sunt povestiri aparent disparate, dar sunt povestiri unde la persoana întâi, unde eu povestesc din 89 de la Revoluție viața mea de ziarist. Fel de întâmplări din viața mea de ziarist pusă în ordine cronologică. Până în momentul când am plecat de la jurnalul. Dar nu e o viziune, cum să zic, narcisistă. Personajul de acolo poate să nu fiu eu neapărat. Da? Eu sunt aici, în fața ta și vorbim. Acolo e un personaj care are trăsăturile lui, nu sunt eu neapărat la modul, la milimetru. E un personaj care traversează epoca asta și în jurul acelui personaj, prin acele povești, se desenează o epocă, niște alte personaje, mentalități. Deci vezi că în România perioade de tranziție, așa, de la 90 și până acum. Și totul povestiri, cum să zic, eu nu prea am umor când vorbesc așa. S-o crezi tu? Nu, când scriu. Eu am un umor prelucrat. Nu am umorul spontan al, nu știu, al Exaru, prietenul. Da? Care ai venit cu mașina, îți pregătisem o sticlă de Prosecco, să auzim bulele cum se sparg ca proastele. Antisecco, n-ai? Da, Antisecco. Viorel, îți mulțumesc tare mult pentru discuție. Țin să te anunț că am trecut de 2 ore de podcast și simt că am fi putut să vorbim mult și bine încă 5, dar hai să spațiem cumva întâlnirile noastre și poate, cine știe, ne vedem la o nouă carte. Când lasă cărțile, le vedem fiecare de cărțile lui. Unu, vreau să te felicit pe tine pentru cărțile tale, le-am cumpărat acum câtva timp, am citit 4 din ele. Ce ai citit? Ia să vedem. Vreți să le zic pe nume? Dragă inimă, ai citit-o? Prima? Da. Așa? Asta a fost chiar prima. Prima. Asta cu Pușteanu, ai citit-o? Să spui o dorință? Nu. Pușteanu din spital. Vreau să citesc asta cu pisica, sunt foarte interesat. O am aici și ți-o dau. Asta pentru copii. Pe aia nu am. Dar să știi că ele se leagă cumva astea de copii, sunt cu niște puștani, Oni visează să fie medic și e super pasionat de astea. Eu visez să scriu literatură pentru copii și nu îndrăznesc să mă apuc. Am scris câteva poeziele. Scriu compulsiv, în câteva ore povestea,
mă leg de ceva super simplu, plantez și ceva în zona educației pentru sănătate, că asta mă interesează pe mine. O afecțiune, se întâmplă ceva. Uite, spre exemplu, asta cu pisica, ea se urcă într-un cireș, că printre plăcerile vieții ei să mai consume flori de cireș, numai că acolo sunt albinele. O albină îi se așează pe nas, e înțepată, face nasul dita mai și ăsta mic, Oni, ok, ce-i facem pisicii, cum o salvăm? Și el începe să se documenteze despre alergii, despre substanțe care intră în corp și dau tot felul de manifestări. Și atunci copiii învață și ceva din chestiunea asta, da, știi? Poveștile au și alea pe care le învățau noi la școală, erau selectate ca să aibă ceva... Să existe acolo o chestiune, o substanță. Și am învățat noi de aici, da? Să exact, exact. Exact. Și îți recomand, sentimentul e fantastic. Să... Eu am scris câteva poezii pentru copii, dar nu mă las să scriu, am scris mult despre copilăria mea. O să scriu următoarea carte, asta va fi. O ai în cap sau deja te-ai apucat de... E publicată, bucată cu bucată, pe site la mine. Dacă... Și trebuie să aduni lucrurile, să o legi cumva. Trebuie adunate, scrise, legate, puse în ordine, toate structurate în jurul unei povești centrale, evadarea, unde povestesc cum încerc să evadez de la casa de copii. Dar acolo era, de fapt, ca parabolă, evadarea dintr-un sistem care nu te lasă și oricât te-ai încerca, te ține prizonier acolo. Și fel de fel de povești tot haioase, că asta vrei să-ți... Ne revedem cu cartea despre copilărie. Povestesc despre copilărie, dar să scriu pentru copii mi-e foarte greu. Nu, îți recomand să faci asta și te ajut cu cea mai mare deschidere. Poate să pară greu și ce-i mai greu, să găsești un ilustrator care să facă treaba asta, să înțeleagă textul, povestea, să stai de vorbă cu el și apoi să faci. Din punctul meu de vedere, construcția poveștii e destul de simplă. Nu prea am citit, nu mi-a plăcut literatura pentru copii. Am citit Otilia Cazimir, Farago, tot ce era... Da, pentru cei mici, da. Lucruri foarte simple, explicate cât mai simplu, cu un pic de magie, știi? Da. Lecturile mele în clasa a doua, a treia, erau lecturi foarte mature, nepotrivite pentru mine. Nu erau niște cărți la întâmplare acolo la casa de copii și mi-a dat să citesc Pe aripile vântului. Aia s-a nimerit, că nu ți-alegeai tu cartea. Ce era la întâmplare care venea la rând. Și... Când aveam teme de astea cu într-o zi, prin asfințit, cu pisaca a lui Arghezi sau cățelușul Șchiop al Elenei Farago sau... Nu-mi plăceau. Mai târziu am citit literatura de asta pentru copii și mi-a plăcut, am văzut suavitatea de acolo, candoarea lor falmecul, dar în copilărie nu mi-au plăcut. Și nici acum nu pot să scriu. Sunt convins că vei reuși să faci asta. Ar fi un experiment foarte bine pentru tine. Pleacă de la ideea că o carte pentru copii, pentru cei mici, trebuie scrisă în primul rând pentru părinți. Gândește-te la asta. Părinții vor citi. La un copil de 3-4 ani, 5 ani, nu o să reușească el să citească și atunci, să mergi la mămică și la tătic. În primul rând să impresionezi, știi? Cât mai simplu să alegi ceva, o poveste, niște personaje care contează foarte mult. E un talent aparte. Cine reușește să scrie pentru copii, mi se dădea când eram mic, mi-a dat cineva să citesc o învățătoare, Micul Prinț, al Exupéry. Dom'le, are o carte pentru copii. Nu, nu. Știi că o citesc, apropo de ceea ce spuneai tu cu terapia, pentru mine, surprinzător, scrisul e terapeutic, că îmi dă o senzație de asta de calm, parcă ajung într-o stare de meditație. Că el poate să fie terapeutic, asta sunt de acord, dar să scrii cu scopul ăsta... Nu, sub nicio formă, nu caut asta ca scop, dar e efect secundar pentru mine pe undeva, știi? Că reușesc să fac asta. Încă o dată, eu scriind pe ideea de a populariza știința, lucruri mai ales așa. Știi cum te-am descoperit? Eu eram la niște prieteni la Dorohoi, la familia Păgoreanu. Ia să vedem. Medic de familie. Așa. El colonel la pensie. Și ea, fană de-a mea, citise de pe Facebook acolo și m-a dus la ea și nu știa ce să-mi dea. Așa, știi cum sunt moldovenii primitori. Și mi-a dat un set din cărțile tale. Wow! Și le-au răsfăit acolo în birou și am zis că nu vreau să primesc astea, vreau să le cumpăr eu. Și știi că am venit la București, le-am comandat și mi le-am luat eu. Tocmai din considerentul ăsta că eu știu pe pielea mea ce înseamnă să dai banii pe o carte. Și doamna doctor Păgoreanu mi-a vorbit foarte frumos despre tine. Dom'le, uite, băiatul ăsta,
încearcă să te învețe așa. Atunci când am stat, am așteptat să-și termine programul, cred că am stat vreo oră la birou și am răsfoit, am citit câteva pesărite așa de prin cărți și mi-am dat seama că e o muncă necesară, importantă ce faci tu, popularizarea asta, pentru că vine dintr-o sursă autorizată, fiindcă altfel popularizarea medicinii la modul cel mai aberant se face zi de zi în toate mediile. Toți sunt percepuți, cum vorbeam la început, la toate. Și toți se învață numai prostii. E bine că ai luat tu în mâini chestia asta și o faci într-un mod plăcut, că și dacă vine cineva să mă, cum zic moldovenii, să mă tolocănească la cap, să mă învețe ceva, dacă mi-a spus într-un mod plăcut, atunci lucrul ăsta o să pătrundă în capul meu. Viorel, cu conceptul de poveste. Foarte multe din texte sunt cu povești, cu pacienții. Tocmai asta, știi? Zic, e o pilulă dulce. Pentru că altfel medicina e respingătoare, să fim serioși. Și pentru mine, ca medic, e respingătoare să te duci în mirosurile alea, în imaginile dintr-un salon de terapie intensivă, spre exemplu, unde vezi oameni cuplați la ventilatoare mecanice și toate cele. Am stat câteva zile cu o ceavă de aia în piept. Wow. În fiept. Da. Mi-ar plăcea să estompăm pe undeva carențele astea care există în educație, pentru că dacă avem educație generală, din ea desprinsă educația pentru sănătate, reușim să prevenim o mulțime de afecțiuni și informația poate să aibă un caracter salutar, de ce nu, în foarte multe cazuri, mai ales atunci când vorbim despre educație. Viorel, încă o dată îți mulțumesc tare, tare mult pentru întâlnire. M-a despărțit atura jumătate de oră. Eu mă bucur în primul rând pentru mine, că ne-am întâlnit, că de multe ori îmi doream asta și mă bucur că ți-am scris. M-am bucurat tare mult când ai făcut postarea pe profilul tău despre cărți, că am aflat că ai achiziționat pachetul și am zis, Viorel, șui, citește cărțile mele, what? Știi? Și apoi, bineînțeles că... Sunt curios. Curiozitatea e un trigger important pentru noi. Abia aștept să citesc lucitor, îți aștept și cartea nouă despre copilărie și poate facem un podcast separat despre copilărie, că la fel și eu am o mulțime de povești. Cu precizarea că nu o să ne mai întâlnim noi doi de acum, încă după ce vei citi strălucitor vei fi alt om. Oh, da, îți mulțumesc și să iau ceva pentru pentru burtă. Cu vase de după fiecare zi ar trebui măcar foarte puțin să adăugăm și să fim altă persoană. Știi, e clișeul acela, devin o cea mai bună variantă a ta și trebuie să te compar cu tine și mâine să arată o nouă variantă puțin mai bună și tot așa. Știi? Mă și sperie gândul ăsta. Hai, dar te las o oră. Apropo de ce ziceai tu că am scris pe Facebook, la editura asta, care e în sufragerea mea, eu fac totul. Eu îmi pachetez cărțile. Și Motanu. Scriu, Motanu linge timbre. Așa. Specializarea lui. Specialitatea lui. La un moment dat, am început să primesc zi după zi comenzi din Fetești Gara. Orașul meu de baștină. Da? Salutăm feteștenii pe ce stă în cale. Am mai trimis cărți prin Hong Kong odată, nu știu unde, de la Fetești Gara să vină azi, mâine iar, 4-5 zile la rând comenzi din Fetești Gara. Pe la ultima comandă am interceptat-o pe doamna care a comandat. Domnule, ce se întâmplă acolo? Faci un fan club la Fetești Gara? Bănesc că e o mică colonie acolo, nu-i Fetești orașul. 50.000, 60.000 de... Orașul, Fetești. Nu, Fetești Gara se cheamă orașul. Da? Deci orașul principal e Fetești Gara și mai există ceva, nu știu dacă sunt legate pe undeva, comasate, Fetești Sat, care e undeva departe spre brațul Borcea, la câțiva kilometri. Fetești Gara. Știi? Ăla e, nu, o Fetești Gara e orașul. Așa se cheamă, Fetești. M-a frapat să primesc comenzi zi după zi, zi de zi de zi. Și pe ultima, odată la un moment dat, m-am oprit. Ce se întâmplă acolo? Acum o să-ți spun un lucru grav. Necesită un pic de gravitate din partea noastră. Doamna a spus că nu e niciun fan club, nu știu despre ce vorbiți. O prietenă de-a noastră de aici, din Fetești Gara, a postat ceva pe Facebook despre dumneavoastră. Și eu am citit postarea și am cumpărat cartea. Și probabil că și alții din Fetești Gara. Am căutat acea postare, că nu am apărut, nu mi-a apărut, n-am fost tăguit sau cum se zice, tagat. Și dacă mi-a zis despre cine e vorba, am intrat pe profil, am căutat
era o postare foarte tristă a unei doamne care provenea din Feteșgar și care era urmărită de fanii ei de acolo, care anunța moartea mamei ei și spunea că mama ei în ultimele zile a citit Strălucitor și a murit zâmbind. Am citit postarea respectivă. Vreau să spun că n-am mai fost om câteva zile după aia. Mi-am dat seama ce forță are scrisul. Știam ce forță poate să aibă scrisul și mi s-a reconfirmat. Și a fost un amestec aproape insuportabil de satisfacție și durere. Pentru că am rezonat adânc de tot cu suferința doamnei care a scris lucrul ăsta. Am citit postarea și la fel am rămas. Să știi că un om moare cu cartea ta în mână și că i-ai făcut frumoase ultimele zile. Satisfacție incomparabilă. Este o hoană care poate să te ajungă, dacă nu ești prea pretențios, pe toată viața. Să te țină, să te încarce, să te hrănească. Atât de mari, de importante lucruri putem face noi scriind. M-am gândit la asta, să știi, și mă gândesc în continuare și pe undeva, de asta nici nu vine să renunț. Chiar dacă vedem peste tot în jur atât de mult negativ, fake news, conspirații, mai ales în zona asta de medicină, am zis nu, îmi păstrez drumul cu toate energiile asumate și vom vedea ce va fi în continuare. Mă bucur că ai fan mulți în Fetești gară și mi-ar plăcea ca oamenii să intre după ce urmăresc podcastul pe editura grip.ro să te citească, pentru că fără niciun fel de siropel și cu toate cele, îți spun că aceste scrieri îți intră undeva într-un nucleu și le păstrezi acolo. Atât de frumoase sunt. Când aud lumea de reportaj, spune, a, chestii de ziar. Nu, sunt nicio formă. Mă, nu, nu. Mă temeam că vor fi tratate așa. Nu. Am fost surprins. Sunt bucăți de viață documentate în care tu intri acolo cu toate armele tale și mai ales cu tot farmecul tău și cu toată priceperea ta nativă și muncită, așa cum bine spui, mai mult muncită decât nativă, dar te joci cu cuvintele, cum vin metaforele, cum aranjezi totul. Te ajută și realitatea. Te ajută foarte mult și realitatea, dar nu e genul acela de pur și simplu documentare. E o împletire între partea de reportaj și creație. Dacă rupi coperta și nu scrie acolo că sunt reportaje, le citești ca pe niște novele. Exact. Și cel puțin ți-am zis, de-abia aștept cu atenționarea ta că o să am dureri de burtă, asta e, o să-mi treacă sau poate nu. Citesc Strălucitor și te aștept cu mare drag, Viore, la o nouă discuție cu deosebită plăcere din partea mea și mă bucur că ai venit. Aștept. Mulțumesc încă o dată. Și mie. Nu uita să dai subscribe la canalul Vasile Rădulescu și like la fiecare video pe care îl postăm aici pe canal, pentru că vei fi automat înscris într-o tombolă la finalul primului sezon de podcast. Vom alege un câștigător al unui pachet format din telefonul Galaxy S21 Plus și Watch Series 3, ambele oferite de Samsung. Așadar, subscribe și like la videoclipuri, pentru că uite ce poți câștiga!